Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Bine seara, înainte cu câteva ore de nou an. Avem invitați cu totul și cu totul speciali. Bună seara, domnule rabin Eric Kaufmann, bine ați venit la noi. An bun. Bună seara, părinte Singurov, bine ați revenit la noi. Bună seara. Bună seara, părinte Casian, bine ați venit pentru prima dată la noi în studio. Bine v-am găsit. Bună seara, Bogdan și... Bună seara. Bine te-am găsit. Că te-am găsit aici. Bine ne-am regăsit. Vorbim astă seara despre omenirea încotro. Am schimbat puțin titlul emisiunii. Voi începe cu domnul rabin. Să ne spuneți un pic cum vedeți lucrurile astăzi, cu două zile înainte de intrarea în 2017. Da. Ce să spun de omenirea și de cum vedem anul viitor cu ajutorul Dumnezeu? Mulți văd lucruri practice mici. Dacă Europa, Anglia, Marea Britanie să fie în Europa sau nu, cum o să fie economia, dar totul pornește de la altceva. Este o luptă mare contra terorul. Și terorul e foarte important de luptat contra lui, eu n-am nicio discuție cu asta, dar este și altceva. Este teror intelectual, teror care face manevre, teror care arată că unul e bun și unul e rău, teror care spală capul. Și de multe ori oameni, spălătura de cap prin televizorile și prin radio și prin jurnalele și prin universitate și catedrele și totul, catedrele universitale eu vorbesc, nu catedrele religioase, ferească Dumnezeu, e că cine e un om liberal care dă fund și dă un picior în fund de religia, care e un om intelectual, care iese de la universitatea, ăsta e bun, ăsta e progresiv. Cine e religios? Cine e mai conservativ? Cine ține la familiarul? Ăsta e primitiv. Adevărat că povestea asta sau privirea asta vine de mai mult de la liberale din stânga mai în sus. Și noi știm bine ce a făcut comunismul. Și din păcatul comunismul a ieșit de la evrei și am să vă spun și de ce. Am spus în paranteză înainte, dar nu e o glumă. La evrei trebuie de ținut religia foarte tare. Și dacă un om nu ține religia, nu mai are ce au alte națiuni și atunci cade jos. Așa că din cauza asta evrei au făcut sau lucruri spirituale cel mai bune pe lume, sau lucruri antispirituale. Și cel mai rău pe lume, una din ele era comunismul. Și când comunismul a venit la putere, comunismul era cel mai netolerant. Acum se vorbește pe toată lumea, da? Cum Iran persecută oameni. Eu știu că evrei și creștini au acolo dreptul. Nu vreau să intru acum, ăsta nu e regimul preferat a meu ce e în Iran, da? Dar mai puțin se vorbește de Nord Corea. Nord Corea era sistemul lui Ceaușescu înainte de război. Înainte de o căzut. Nord Corea e sistem comunist vechi care era în toată lumea zeci de ani. Nord Corea au venit de la oameni intelectuali antireligioși. Bine, pe de altă parte, noi niciodată n-am ajuns la nivelul de comunism al Coreei de Nord. Dar era gândirea. Dar nu la nivelul ăsta niciodată. La Târgovnici au început de cum să facă pe cantina primă. Și atunci s-a oprit. Dar acum vreau să spun ceva, să închid povestea asta cu o poveste interesantă. Era la noi un rabin mare în anii de 30, a murit în 32, 1930, a trăit 90 ceva de ani, lumea, Rabbi Israel Meir Acohen, a trăit în Polonia, din orașul Radin, noi îl numim Hafetz Chaim, că numim după cartea care el a scris o carte care toată lumea evrească învață azi, e cartea ce ai voie să vorbești bărfă și ce n-ai voie să vorbești bărfă, și e foarte interesant asta. Și el odată a plecat în Polonia cu un căruțar și cu ajutul lui. Și când s-a stopit, când a văzut că căruța era, trei zile trebuia să fie plecarea, prima zi a văzut că căruțarul nu se crucează lângă Biserica Catolică. Și atunci i-a spus lui ajutul, hai să ne dăm jos. L-a întrebat de ce, i-a spus, am să spun jos. S-a dat jos, a spus, uite, un om care nu are credință, atunci l-a întrebat ajutul, dar ce îți pasă ție de altă religie? Și a spus, ascultă, un om care nu are credința în ce el trebuie să creadă, în Dumnezeu, poate să fie ucigaș. După două zile, ei au auzit adevărat că omul ăsta a intrat și a omorât alți oameni.
Asta spune de acum și părintele nostru Avraham la regerul Avimelech, când era atunci discuția că a ascuns-o pe Sara să nu se știe că e soția lui, să creadă că e sora lui, și a spus, dacă nu este frică de Dumnezeu, să face ucigaș și să omoară. Așa că lumea trebuie să schimbe și privire. Adevărat că este fundamentalismul care vine din toate părți, să spunem, religioase, dar eu pot să aduc și dovadă că tot fundamentalismul ăsta e făcut de vest. Musulmanii nu erau așa de fundamentaliste înainte. Afganistan au primit pe America. Rușii, comuniștii, au făcut pe Iran. Israel au făcut pe Hezbollah și pe Hamas contra Arafat. Dar să spunem că este un fundamentalism musulman, dar este și un fundamentalism altfel. Un fundamentalism intelectual, că o femeie care vrea să se ducă îmbrăcată, cu acoperită pe cap, n-are voie. Și ea vrea, nu bărbatul o pune. Un om n-a să aibă voie mâine să taie porcul pentru Crăciun. Un evreu n-a să aibă voie să facă circoncizii. Noi vedem la o țară care de la adâns au ieșit toate buclucurile pe lume, o numește Germania. Și Germania e țara cel mai intelectuală care era în Europa. Și toate holocaustele, toate dezastrurile au ieșit de acolo. Așa că când vorbim de omenire, noi trebuie să vorbim de omenire obiectiv nu putem, dar omenire maximală, când frica de Dumnezeu e numărul unu, nu intelectualul al om. Că omul poate să facă și o bombă atomică. Bomba atomică e foarte modernă, dar omoară. Dar unde e granița? Granița e la frică de Dumnezeu. Asta e omenire. Care este poziția noastră vis-a-vis de acest curent New Age, o nouă religie mondială, un guvern mondial și așa mai departe? Nu poate să fie nimic. De când era tunul Babilon, Dumnezeu a amestecat pe lume. Și tot timpul când se face o unire pe lume, uite, unde e Iugoslavia? Unde e Uniunea Sovietică? Și Europa n-a să fie. N-a să rezistă așa. În Belgia nimeni nu știe, dar este luptă între francezii și flamanții. Și în Elveția, care se vorbește că asta e exemplu, Cantoane. Tot italienii simt că ei sunt numărul 3, nu în fiecare tren este traducere la italiană, numai la franceză germană. Francezii simt că dominanții sunt nemții, nu poate să fie așa ceva, poate să fie altfel. Fiecare de la tunul Babilon se cadrează cu limba lui și cu totul și acum unul respectă pe altul. Nu este mai bun. Eu nu vreau să-l forțez pe creștinul, creștinul nu se forțează pe evreu și amândoi să nu forțează pe musulmanul sau musulmanul se forțează pe noi sau pe indieni sau pe alții. Așa am văzut din toate țările care am venit și am fost, am văzut că Anglia e cel mai tolerantă. Și am să spun aici un exemplu și cu asta am să termin. Ce e asta tolerant? În Anglia, de la națiunea lor, erau engleși în Manchester, lângă zona evrească foarte periculoasă. Ce au făcut englezii? Au distrus toate casele lor. Au înțeles că sunt englezi sau nu sunt englezi, dar sunt oameni periculoși și au făcut un cartier rău. Nici o țară pe lume nu făcea așa ceva, nu majoritatea ei. Ăsta e un exemplu. În Londra poate să fie un primar care e pakistanez și evrei votează pentru el. Da? Care nu poate să fie aici că se respingă o femeie din cauza că e tatară și nu îi spune în față. O respinge cum e aici adus cu curent german. Și cum vedeți noastră întoarcerea la originea fiecăruia? Omul trebuie să ție lucrurile lui, originea lui, tradițiile. Să fie, am să spun și încă ceva foarte iute acum. La mine sunt două feluri din cuvinte de evreu. Este evreu și este jidan. Ce este jidan? Ăsta care se ascunde și nu arată că e evreu, și când poate să profite cu statul Israel, cum sunt aici comunități și nu vreau să dau nume, atunci deodată se amintește că e evreu. Nu! Un om trebuie să fie evreu, un om trebuie să fie musulman, un om trebuie să fie creștin și prățuim. Noi trăim așa și în alte țări. Și în Israel sunt lucruri care sunt contra, sunt lucruri mai mult, sunt lupte etnice în Israel și între evrei care au venit din țările arabe și evrei care au venit din țările europene, cine să fie mai dominant? Nu trebuie să fie nimeni dominant. Trebuie să trăiască fiecare unul și cine e guvernul, să spunem că se trăiește în România, să respectă pe toate religiile. Și guvernul e guvern de majoritatea română, care minoritățile trebuie tot să știe că au rămas minorități. Și la noi e scris clar că într-o țară
care noi suntem minoritate, n-avem voie să dădem cu pragul și cu piciorul la volumul de majoritate. Comunismul care era adus de evrei ateiști, antireligioși, au bătut și pe majoritatele. Și atunci ei au bătut și pe evrei să nu fie religioși și pe asta. Și am să dau un exemplu din Lituania. Să știi că la doilea război erau multe națiuni antisemite. Ucrainenii, ungurii n-au lipsit, polonezii, dar se vorbește și din Lituania. Acum cu Lituania eu am o mare discuție, nu e clar așa. În Lituania era bine, dar ce era acolo? Că evrei religioși, ținut bine, era atunci în Lita, comunitatea evreiască cel mai religioasă în Europa, era în Lituania, în Vilna, în capitală. Și atunci au venit a doilea război, când lituanezii erau independenți la început. Și pe urmă au intrat rușii. Când au venit rușii, comisarii erau evrei nereligioși, antireligioși, comuniști. Și ei au început să persecute și pe lituani. Au venit rabinii la ei și le-au spus, ascultă, lasă pe rușii să facă asta. Voi nu faceți lucrul ăsta, nu-i pentru noi. Că noi asta, nu, au venit timpul noi și timpul... Pe urmă, când au intrat nemții, de la ce-au pățit populația lituană, de la comisarii evrei, comuniști, antireligioși, atunci s-au răzbunat pe toată populația evreiască și au izbucnit, cum se numește, antisemitismul lituan. Dacă vrei să fii tolerant, trebuie să înțelegi că ce vrei pentru tine și pentru alții trebuie să faci. Și ultimul, cu statul Israel. Statul Israel stă, are independența lui, trebuie să înțeleagă că 2 milioane de palestineni tot trebuie să aibă același stat. Deci, cine are interesul de a menține acest conflict între religii, între rase? Cine are? Sunt ăștia care nu sunt religioși. Am să dau și un exemplu din Israel. În Israel, stânga tot timpul încearcă să convingă pe arabii că cine e cel mai netolerant în fața de arabii este religios. Adevărat că sunt în Israel două feluri de religios. Ești religios național sionist, care ei sunt o parte cu tine. Și sunt oameni ca noi, că noi suntem majoritate de religii. Și noi n-am început buclucul. Și înainte de 1918 s-au trăit creștini, creștini, musulmani și evrei au trăit foarte bine acolo, sub turcii. Nu era nicio problemă. Cine au adus erau sioniștii antireligioși. Da, să arate că ei au dreptate, ei trebuie să facă lucruri provocații, să arate că religia aduce toate lucrurile pe lume, să învață asta la universitate, să spală capul la universitate, că religia e ceva anahronist, e ceva primitiv, e ceva care luptă pentru credința care nu este ferească Dumnezeu, luptă, să nu e adevărat. Cine erau nemții? Nemții erau nereligioși. Cine erau italieni în timpul Mussolini? Ei aduc pe catolii înainte de 1000 de ani, dar noi vorbim acum. Acum toate dezastrurile moderne au venit de la oameni nereligioși și cine vrea să le menține, să rămâie că religia e totul, sunt ăștia care fac dezastrurile. Stânga! Părinte Casian, da. Care e poziția Bisericii Ortodoxe Române? Aș vrea să vin cu un citat din Sfânta Scriptură, pentru că a trecut sărbătoarea nașterii Domnului. Ca să ajungem și la ceea ce a zis domnul Rabin. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost, Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ea înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt, Iosif logonicul ei, drept fiind, nevrând să o vădească, a voi să o lasă nascuns. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis grăin, Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria logonica ta, că ce s-a zămislit întrânsă este la Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și vei chema numele lui Iisus, ca el va mântui poporul său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va avea în pântece și va naște fiu, vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logonica sa și fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe fiul cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus. Aici aș vrea să completez ceea ce a zis domnul Rabin, că
dacă noi am primit religia ortodoxă prin Sfântul Apostol Pavel, care era și Apostolul Andrei, care și prin Pavel, care a trecut pe la noi, dar mai ales prin Sfântul Apostol Andrei, Apostolul Românilor, el era evreu. Noi am primit prin anii 100 până în 100 și după 100 religia prin Sfântul Apostol Pavel. Andrei, scuze. Deci dacă Sfântul Apostol Andrei, evreu fiind, a venit la noi, la neamul românesc și ne-a izbăvit pe noi din neștiința care părintele Cleopa avea o vorbă. Până atunci poporul român era mort cu sufletul, dar viu cu trupul. Deci dacă ne-a deschis lumina învierii și lumina cunoștinței mai presus de gând și de minte și mântuirea sufletului și credința în înviere și toate acestea, noi respectăm pe evrei pentru lucrul ăsta, dar fiind creștini ortodoxi, noi trebuie să ținem de credința noastră apostolică, de ortodoxie, de neamul românesc. Pentru neamul românesc, de la început a fost român și creștin. S-a plămădit, știm bine, de la început, când s-a format de la romani și de la daci. Daci au fost aici, dar au venit și romani și au venit și cu credința și cu misionarii din zona respectivă. Așa că noi, fiind români, aș vrea să vin cu un citat de la părintele Cleopa, care zice așa, de la începutul plămădirii acestui neam, noi așa ne știm, români și creștini ortodoxi, și așa ne-am născut, avem datoria să păstrăm curaj și de plin ce am moștenit de la străbuni, ca de la Dumnezeu, dacă suntem obște ortodoxă română, să nu uităm niciodată evlavia, râvna și jertfa domnitorilor, strămoșilor și părinților noștri cu care i-au apărat de-a lungul aproape 2000 de ani, patria și credința ortodoxă care le-au fost date drept sfântă moștenire de la Domnul nostru Iisus Hristos prin Duhul Sfânt în biserica sa drept măritoare. Nu vrem să stricăm liniștea nimănui în cele ale conștiinței, dar nici nu vrem să fim călcați în picioare și bat jocoriți de sectele venite din afară, care prin prozeletismul lor vor a ne depărta de moștenirea străbună în care noi simțim că stă unitatea adâncă a neamului nostru românesc. Pentru noi, patria și ortodoxia sunt grădina raiului, dată nouă de Dumnezeu, pentru ca să lucrăm în ea și să o păzim cu sfințenie, cum zice la Facerea 2:15. Asta zice și părintele Cleopa, la fel să sunt în același duc cu dânsul, fiind ucenicul lui și stând 3 ani și jumătate, 4 ani lângă dânsul. Aș vrea să subliniez un singur lucru, ne diferențiem puțin de frații noștri evrei, pentru că dânsii n-au recunoscut la timpul potrivit pe Iisus Mesia, care el a fost izbăvitorul tuturor popoarelor, un împărat al inimii, așa al sufletului, nu un împărat cum l-aștepta evrei, un împărat ca să domnească cu sabia și cu toiagul. A venit blând ca un păstor, s-a impus inimilor prin conștiință, rațiune, gândire și logică și mai presus de atâta, n-a fost recunoscut la vremea respectivă, de-aia poporul evreu a fost și blestemat, că știm bine ce s-a întâmplat când a fost înconjurat de cetele romanilor și a fost șters după fața pământului, că dacă citim bine cetatea blestemată la Ierusalim. Să mă scuze domnul rabin că am atins lucrurile astea, dacă să știm de la început. Sunt evrei mesianici, părinte. Mai mulți evrei mesianici pe pământ. Un singur Dumnezeu este care e slăvit în trei fețe. Nu să avem mai mulți izbăvitori de neam poate să fie, dar un singur Fiu al lui Dumnezeu. Zice noi Tatăl nostru, dar un singur Iisus este. Pe noi care cred în Hristos. Sunt mulți evrei care cred în Hristos. Mai sunt care s-au întors la Dumnezeu. Prorociile Sfinților Părinți al noștri spun că se va întoarce foarte mulți evrei la Dumnezeu, la Iisus Hristos, pentru că la evrei, după cum știm, din s-a și fotografiază și se duc lumea în pelerinaje la Ierusalim, calcă pe urmele Mântuitorului, vede lumina care coboară din cer. Eu am o persoană acolo, o cunoștință care cântam cu ea când eram în tinerețe, până la 25 de ani, 27, când la 27 am plecat în mănăstire. Persoana respectivă e o fată foarte cuvincioasă, nu s-a căsătorit niciodată, dar aprinde candele la mormântul Domnului și mi-a zis, eu n-am fost acolo, nici n-am avut posibilitatea materială, dar nici nu sunt un curios să cred că Dumnezeu există în afară de mine. Dacă îl găsesc, îl caut în inima mea și în împrejurim și în natură. Și nu oamenii buni. Sau în lucrurile pozitive. Ceea ce mi-a zis persoana respectivă, a zis coboară lumina de la Ierusalim, că e de vreo 25 de ani acolo și aprinde lumânări la Ierusalim în timpul când nu este când se face slujbele, dar nu este Paștele, că atunci lumina coboară chiar din cer. E o minune care dă de gândit și e o semn de întrebare pentru toate națiunile pământului și pentru evrei
și pentru creștini, noi credem asta, dar și pentru musulmani, și pentru chinezi, și pentru japonezi, și pentru ăștia indieni. Deci creștinismul, o să aduc o carte ca să stabilim așa punctele care ne despartă celelalte religii. Religia creștină e cea mai nobilă, cea mai frumoasă. Niciodată creștinii ortodoxi, ca ortodoxie, ca biserică, n-au omorât pe nimeni. Instituționalizat. Ortodoxia n-a făcut ce a făcut catolicismul și o să vedem aici diferențele care ne separ. Noi n-am făcut rău, suntem un popor blând, pașnic, credincios. Aducem oamenii ca să vină la noi în țară și să le dăm, dacă se poate, și pâinea după masă, dar nu ne putem lăsa bajocoriți în așa fel încât să punem premier musulman și președinte, care de alt neam, și el să ne spună nouă că liberalismul, libertinajul ăsta sexual e foarte potrivit în țara românească. Creștinul ortodox niciodată nu se accepte așa ceva. Și românul adevărat. Atât am avut de spus, deocamdată. Am înțeles. Părinte singurul. Eu sunt mai ponderat, poate v-ați obișnuit. Chiar dacă eu sunt în asentimentul părintelui, noi ne adresăm deja unui public care este deja format și un nivel mai profund. Acum avem și pe eminența sa rabin lângă noi. Noi avem un mare respect față de poporul cărții, de la cei care așteptăm lumina și salvarea omenirii, fiindcă se știe că poporul evreu, noi suntem toți evrei, toți creștinii. Suntem evrei până în fiere. Suntem creștini, nu evrei. Părinte, nu suntem dinainte de... Suntem, părinte, suntem daci, romani, români. O secundă. Hristos a fost evreu? Domnule, ADN-ul nu se schimbă dacă eu schimb. Nu vorbim religia. De ADN-ul, vorbim de spiritualitate. Păi, când ești botezat, sunt evreu, sunt român, nu te-ai îmbrăcat în Hristos? Nu știu dumneavoastră la botez, cum se spune? Nu știu dumneavoastră ce sunteți. Eu sunt român, creștin, ortodox și călugări. Bun, noi ne adresăm unui public evoluat care înțelege foarte bine acest lucru. Prin botez se reconfigurează ADN-ul. Ce se întâmplă? Poate prin abstinență, vedeți că sunt alte chestii. Știm și ce vreți să spuneți dumneavoastră. Nici o problemă, discutăm cât vreți, vă explic imediat cu virgulă. Problema este mult mai profundă. Oamenii știu și rabinul poate să confirme, lumina aceasta de la Ierusalim cobora înainte la evrei. În fiecare an se aprindea singură menora. Se deschideau porțile de 40 de tone singure pe care le mișcau 8 oameni. Venea, se cobora Duhul Sfânt în Sfânta Sfintelor sub formă de nor. Poporul evreu a fost condus de Dumnezeu în pustie, se știe, în noaptea sub formă de stâlp de lumină și noaptea în formă de nor. Acest nor cobora în Sfânta Sfintelor și până la răstignirea Mântuitorului sunt documente, sunt dovezi, se știe, și comunitatea evreiască de atunci încă a scris Iosif Flavius despre acest lucru, că lumina cobora la în templu. Deci asta era o tradiție. Știa, cine a construit templul la Ierusalim, unde se coboară lumina? Deci coboră la templu. Așa. Deci era țapă ispășitor. Cine a construit templul de ca să coboară lumina? Vedeți că împărăteasa Elena a construit templul acolo. Mă trăiește și ceva. Vorbim deci, de templul lui Solomon, părinte. Lăsați templul lui Solomon. Vorbesc de lumina unde care se coboară acum? Vreți să ne întoarcem înapoi cu milioane de ani? Nu, vorbim la ce acum. Vorbim de dacă lumina de se coboară acum la ortodoxi, așa, întotdeauna din ziua de Paști, da, și odată a scos afară cei care sunt biserica... Da, știu, și n-am mai venit la ei. Așa este. Și n-am mai venit la ei și a venit la patriarhul ortodox care era la un stâlp, ca acela și s-a crăpat stâlpul și acum se vede fotografia, imaginea de acolo. Noastră credeți cu că așa că ceva Dumnezeu, ne luptăm noi, ultra-ortodoxia, ultra-religiozitatea... Adevărul e unul, nu sunt multe sigur căi e adevărului. E unul singur, e unul dar singur. Depinde e de Iisus nivelul Hristos. De conștiință a fiecăruia. Iisus Hristos trebuie să credem cu nădejde nezdruncinată și El ne va lumina, El ne va ajuta și ne va scoate și din starea în care suntem acum, dar nu să trecem, să dăm dreptate și yoginilor și budiștilor și cu tare și cu tare. Excellent. Părintele Cleopa sau părintele Galeru zicea, ei sunt să stea în țara lor acolo cu religia lor. Pentru că una e, eu creștin, cu ADN-ul meu, dau mâna cu dumneavoastră, dumneavoastră român, dacă se amestecă energiile astea sau gândirea idolatră de la zeitățile indiene cu ceea ce conștientizăm noi prin icoană, care icoana e purtătoare de har și dacă te atingi de ea te sfințești moaștele, purtătoare de har, pentru că omul ăla care a murit
chinuit în vreun fel, sau călugăr, sau pusnic, Antonie cel Mare, Sfântul Ioan Casian, pusnic, care moaștele sfânt, sunt în Franța, Antonie cel Mare, moaștele știm bine unde sunt, și toate astea, și moaștele Sfântul Dimitrie, la moaștele de la Sfânta Parascheva. Deci toate acestea sunt minuni care noi putem să intrăm cu lumea de dincolo. Lăsăm la o parte chestiile astea de interpretări personale, pentru că nu ajungem nicăieri, ba ne complicăm foarte mult. De exemplu, dacă știi foarte mult și le amesteci, nu e bine, mai bine să știi puțin. Sfântul proroc Ilie, nu știu câte cărți avea. E bine să nu știm nimic, mai bine, nu? Nu, vă spun. Nu pot să fiu de acord că să știu mai puțin. N-am cum. Deci vreau să știu mai mult. Asta am vrut să accentuez. Întâi faci, vreau să știu mai mult și iertați-mă că mă întreb. Vreau să înțeleg Noul Testament, vreau să înțeleg Zoharul, vreau să înțeleg Tora, vreau să înțeleg tot. Dar nu o să aveți timp într-o viață și vreau să studiez și să studiez. E adevărat ce spuneți dumneavoastră. Și să rămânem spădați pe creier, părinte. Nu aveți timp într-o viață întreagă. Să vă rog să vă țineți ideile. Revenim după pauza de publicitate. Am revenit după pauza de publicitate. Da. Domnule Rabin, spuneți. Vreau să spun una la domnul preot, că după privirea evrească, și a să fie aici de discuție și istorică, cum era și ce era istorică, e 5-6 ore și n-am să intru în povestea asta istorică. La noi e scris și în Talmud totul ce era atunci, dar noi vorbim de anul 2017, cum trebuie oamenii să fie toleranți. Dar una, la noi e scris clar și încă înainte de a venit creștinismul și musulmanii, că evrei, dacă n-a să ție religia lor, a să fie puțin pe lume. Dacă a să ție, a să fie mult, fără nicio, cum să spun, nicio legătură cu alții. Și asta e asta. Noi vedem și de unde evrei s-au retras de religia. E așa, acum este și un stat Israel care îl numește. Și 60-70 de ani încearcă să facă un popor nou și nu reușește. Și ei plec afară să asimilească, trebuie să aducă neevrei din Rusia să fie poporul ăsta nou. Așa că asta e una din povestea evreiască. Dar a doilea, vreau să spun și încă ceva, poate mulți nu știu, că de la noi se spune că Hristos era evreu, sigur că era evreu, dar nu numai Hristos era evreu, și Muhammad era evreu. La noi se merge după mama. Mama lui Muhammad era Fatma, de la tribul Haibar, care erau la Arabic Saudit. Și asta scrie istorionii, totul, Muhammad era tot evreu. Genial. Acum, de intrare la alții sau nu la alții, și la noi sunt multe lucruri interzise, dar este și încă un lucru care noi nu suntem pe lume, majoritatea, numai când a să vină Mașiahul, așa noi privim, că noi nu suntem misionari. E foarte greu să fie evreu și noi luptăm și aici în România. În toate convirtele astea, și convirtele astea aici poate domnul preot a să ție ce eu spun, eu sunt contra convirtele astea, că nu sunt convirte adevărate, sunt tot felul de oameni care s-au cunoscut la cazino și le fac deodată că Israel e un stat tare, le fac deodată evrei, pentru noi nu recunoaștem. Eu văd ce la televizorul român, oameni care se spun, suntem israeleni, dar israelenii și arabul, e și druzul, e și cerchesul, e și românul, e și rusul care au venit. Dar asta nu le face evreu pașaportul. Și din păcatul, acum trebuie de înțeles și încă ceva. În timpul Neron, era un timp care Pompeia, soția lui Neron, a convertit multe femei la judaism. Pe urmă era și un timp care evreii au venit în Marocco, înainte de islamul, și berberii, care ei erau native-ul, s-au convertit și noi știem după nume familia lui evrei marocanci. Dar cu princip, noi suntem contra asta. De ce? Că cine era? Eu am auzit de la druzi și altceva. Druzi este o grupă, druzi care se trag de noi, dar toată comportarea e ca arabe, eu vorbesc arabe totul, la ei nu este convert. Este și un trib evresc care vine din Suria, din orașul ăsta, Halep, care cel mai mult pe lume, că nu mai primește convert. De ce? În judaism este convert, greu, dar este. Că a început să vadă că în astea ultime 100 de ani, convertul era numai de bajocorie. Așa că de convertat oameni, sau cu forța, sau cu motivuri care nu sunt religioase, noi suntem contra povestea asta. Contra lucrurile astea. Acum, ce s-a spus aici și de
prim-ministru, se confundă două lucruri. Este partea religioasă, care eu pot să spun că aici noi suntem contraconvirt, noi, din partea religioasă a noastră, adevărat, un evreu, dacă vine, și acum noi suntem cu Sedra, când Iosef a venit să fie vice în Egipt, dar nu a avut voie să fie, după religia noastră, rege, că trebuia să ajute pentru frații lui. Și atunci pe unul s-a uitat de Iosef și atunci comentariul nostru explică ceva. Că un evreu, dacă vine la o poziție bună, să ajute pe frații lui să nu încearcă să fie dominant pe alții. Că dacă nu, toată lumea se uită de el. Asta era și cu... când l-a făcut pe evrei. Acum, asta spune clar judaismul, că noi nu vrem să forțăm pe nimeni. Dar aici este o situație cu un prim-ministru care nu e român ortodox. Da? E german luteran. Așa că după... Președintele, da. După gândirea lui, nici el nu trebuia să fie. Dacă mergem după gândirea lui domnul preot, da? Este aici o discuție, dar nu intru în discuție. Sau regele Ferdinand. Da, dar nu e, da. Și acum, este o problemă la român, și am spus de multe ori. Ei singuri prefer cineva de afară și nu un român. Unde scrie lucrul ăsta în Biblie? Când Moses o trimis... Ne se impune, domnul Rabin. Da, se poate și asta. Ne se impune din afară. Nu, dacă vrem nu, noi, nu, că... bine, dar vă spun, cu asta pot să vă înțeleg. Nu, cu asta pot să vă înțeleg, da. Unde și cu celelalte trebuie să mă înțelegeți, că e istoria. Eu n-am zis din burtă toate lucrurile. Acum trebuie să spun altceva. Când, unde e scris asta la noi? La Sedra cu spionii. Vin spionii la Moses și spun, noi eram ca furnici în ochii lucraniții, așa și ei s-au uitat la noi. Așa e și aici. Dacă tu ești furnică în ochii tăi, da? Sau vii aici la cineva și spui, uite-te, în Anglia e astfel, noi suntem comunitatea europeană, dar și noi suntem engleși? Nu. În povestea asta, cine l-a votat pe el e problemă, dar acum el e problema, nu cine l-a votat. Că dacă el e luteran și dacă el e german, da? Nici el n-are voie să fie. Dar dacă el are voie să fie ca luteran și german, și ea are voie să fie ca tatară musulmană. Adică ce facem? Mergem de rău mai rău, nu? Eu cred că acum vă spun ceva. Suntem o țară proponent ortodoxă și română. Vă spun ceva. La noi, în Tora, în Gmara, scrie ceva și cu asta termin, și asta e ceva, o profeție adevărată. În volum Megillah, care sunt 38 de volum al lui Talmud, e scris ca să vie un popor care numește Germania. Germania la noi e Germania. Și a să unească 300, și ăsta e Amalek, cel mai rău popor pe lume, care a venit tot timpul, și a să unească 300 de corane, Bismarck, cu 300, da? Și a să unească cu Imperia Romană, Italia, și a să vie dezastru întâi la evrei și pe toată lumea. Germanii, cu tot ce au făcut, este ca vaca care dă lapte și pe urmă dă piciorul în lapte. Așa au făcut și germanii. Germania e națiunea cel mai periculoasă care este. Rău poate să iese din dânsa. Ei au vrut acum că evrei și musulmani să nu facă circoncizii lui copii, da? Dar când ei au omorât o milion de copii evrei, atunci nu au făcut nicio circoncizie și nu au vorbit nimic. Așa că noi nu mergem din rău la altul. Dar un om care are, cum se spune, două feții, trebuie să-l pui la loc. Acum, ce spuneți, Matali, cu privirea de dominanță? În povestea de democrație eu nu intru și am spus că părerea mea pe stânga. Noi, evrei, ne uităm la spiritual, asta spunem și lui statul Israel, că n-are voie să se ducă după ce se duci poporul cerent la lucruri fizici, mai mult să pui pe spiritual. Punctul. Dar aici avem un exemplu, un om din minoritate care e obraznic. Vine la putere și spune lui alte minorități să nu fie. Nu are voie, da. Asta, omul ăsta e obraznic din partea, dar vine, asta am spus, un român poate să spui așa ceva, dar nu să facă. Dar un neamț poate să facă asta. Aș vrea să, dacă îmi dați voie, să spun concluzii, să nu trec prin toată cartea așa, să spun concluziile care sunt și diferențele care sunt între ortodoxie și celelalte secte protestante. Din această scurtă privire istorică,
Toate sectele sunt de dată recentă, căci istoria nu le cunoaște. După cum poate, tocmai de aceea, nici ele nu cunosc și nu recunosc istoria. Deci, n-au dovada unei continuități apostolice de la apostolii Domnului și n-au în ele garanția adevărului. Toate sectele. Aproape toate, 2.2. Aproape toate sectele au fost născocite de oameni neînvățați sau cel puțin fără o pregătire îndestulătoare, necesară înțelegerii și aprofundării Sfintei Scripturii. Punctul 3. Cele mai multe secte din țara noastră sunt de proveniență străină, unele din ele fiind sădite cu scop vădit împotriva neamului nostru românesc. 4. Unele s-au născut din liberalismul protestant, ca reacție împotriva îngrădirilor dogmatice ale Bisericii Catolice, iar altele provin dintr-un habornicism care n-a fost mulțumit cu gradul de pietate și disciplină a Bisericii Ortodoxe. 5. Fiecare sectă a căutat să aducă ceva nou, propriu numai ei, prin care să se caracterizeze și să se deosebească de toate celelalte secte. Și 6. Fiecare sectă aparte, precum și toate la un loc, sunt numai forme diferite de manifestare ale înlăturatului sectarism, care de veacuri a bântuit și a hărțuit Biserica lui Hristos și apoi cu rușine s-a stins prin puterea și înțelepciunea lui Hristos, care este capul și mirele Bisericii noastre ortodoxe. Deci ăsta ar fi, dar dacă vreți să le luăm și separat. Uitați, rătăcirile de la teosofi sau de la secerători, inochentiști, nazireneni, evangheliști. Uitați, dar rătăcirile... Dar ce înseamnă asta, părinte? Vă întrerup, iertați-mă. Pentru că ortodoxia noastră păstrează... Cu cât acces mai mult din afară, cu atât se duce unitatea neamului românesc, vin sectele, vin alții și își impună puterea lor în țara ta și tu nu mai ai loc în pământul tău. De ce să numim sectă? Când poporul Israel, domnul Rabin știe, când poporul Israel începea și se închina la zei străini, s-a uitat de Dumnezeu unic, înslăvit în trei fețe, atunci popoarele celelalte venea și le lua pământul și erau pribegi în țări străine. Știm din istorie. Dacă vreți, citiți istoria. Nu mă întrebați pe mine în fața televizorului, că eu vă răspund Înainte de 2000 de ani, părinte, ce era cu acest popor, care noi știm că se este cultura cu cutene 12.000 de ani și este scrieri mai vechi decât tărtăria. Și acum urmează comunitatea științifică să le recunoască. Scrieri de la Cucuteni, scrieri în care erau, deci, în afară de așezări, erau scrieri. 12.000 de ani. Noi știm de... Sunt apocrife, domnule. Biserica recunoaște 7.000 de ani, atât oficial, în cărțile scrise. Părinte, sunt de 2 milioane... Domnule, mă lăsați cu... ajungem la alte chestii. Biserica recunoaște 7.500 de ani, practic numărați așa cum se numără... Cum așa se numără? Deci, întrebați cu piciorul? Suntem un stat laic. Deci, dacă e să luăm de la prima celulă care s-a format, poate sunt mai mult de milioane celule, de ani. Părinte, vis-a-vis de cei doi despre care la care dumneavoastră făceați referire, nu a existat o poziție a Bisericii Ortodoxe Române în care să spună noi nu suntem de acord. Cu ce anume? Cu cei doi, nici cu președintele, nici cu prim-ministru. Nu s-a pus pe această problemă. Cu doamna, cu nu știu cum, o tătară sau turcă ce este, a ieșit în altul Andrei și a vorbit foarte frumos, a și indicat pe cineva ortodox de-a dânsului. Pentru prea fericitul și alți episcopi care până acum n-au ieșit pe să spună clar, e treaba lor. Eu, creștin ortodox, am conștiința împăcată că spun adevărul și nu mă tem de nimic. Am înțeles. Cu riscul care ar fi, nu mă interesează până la urmă. Dacă sunt român în țara mea și mi-apăr țara și credința, e cineva ca să-mi facă vreun rău? Cine-mi face mie rău, își face lui. Eu mi-apăr credința și poziția mea. Locul meu sau porticica mea de pământ și credința și conștiința mea. Atât am venit să apăr. Nu apăr... Acum, noi suntem privirea din 2017 și aici vreau să vă spun ceva și nu doamne profet, și nu domnul Bogdan, și doamna Alga. Lupta trebuie să fie, adică nu lupta, dar mersul unirii trebuie să fie între cine crede în Dumnezeu și între cine nu crede în Dumnezeu. Și am să vă spun și de ce. Dar noi e scris clar și din cauza asta noi suntem ca evrei ortodoxi, da? Dar e alt ortodox, nu e din cauza asta, că evrei ortodox se numește numai în Europa, că aici au început evrei reformați, care ei fac răz de religia pe drumul luteran. Dar nu au făcut drumul luteran, e altă poveste, la evrei din țările arabe nu este ortodox, nu ortodox, toți merg pe linia asta. Și aici trebuie să spun una, cu privirea noastră ca evrei religioși, ce scrie la noi. Privirea este că un om care lucrează poloteismul, ca hindu, sau alții, sunt mai buni decât oamenii care sunt ateiști. Se spune clar că ateismul nu are pe nimeni.
Și indienii au lucrurile lor, chinezii, am uitat să spunem de ei, indienii sunt brahmin, chinezii sunt Buddha, sunt lucruri care, clar, eu spun că noi suntem primii monoteiști, noi considerăm cel mai aproape ca religia. Maimonite spune, cel mai aproape nu-s creștinii, sunt musulmani, dar noi considerăm pe toți cine are ceva cu Dumnezeu, gradă mai mare. Lupta acum e cu ăștia fundamentaliști nereligioși care vrea să spuie noi suntem cel mai bun și să scoată și să facă și ură între noi. Acum toată concurenția asta, domnul Patriarh, Părinte, între credințele, asta ajută pe necredincioși. De ce? Că necredincioși spune, uite, ăștia aduc ura pe lume. Ăștia aduc războiul pe lume. Și asta au făcut comunismul tot timpul. Marx a scris că credința în Dumnezeu e cel mai rea și el a adus ceva de 10 ori mai rău. De ce? Că comunismul s-a făcut o religie. O religie și pot să aduc multe lucruri paralele care erau în țările comuniști cu religia. Familiarul, totul. Dar nu a venit de la Dumnezeu. Dar noastră recunoaște pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu? Noi nu-L recunoaștem. Da, uitați, vă dau un citat aici. Acum, hai să spun. Și Matali, dacă am să vă spun câteva lucruri, tot n-a să recunoaște. Numai puțin. Ați înțeles? Uite, Iisus cu femeia samareneancă. Uitați ce zice. Crede-mă că vine ceasul. Domnul preot, noi nu suntem. Numai puțin să citim pentru ceilalți. Citim pentru ceilalți. Că nu vreți dumneavoastră. Noi nu suntem misionari. Dați-mi puțin. Noi avem credința noastră. I-a zis, femeie, crede-mă că vine ceasul când nici în muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați căruia nu știm. Noi ne închinăm căruia știm, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul când vine ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și adevăr, că și Tatăl astfel de închinători își dorește. Referitor la literă și duh. Acum, duh este Dumnezeu și cei ce se închină trebuie să se închine în duh și adevăr. Iar femeia i-a zis, știm că va veni Mesia care se cheamă Hristos, când va veni acela ne va vesti nouă toate. Iisus i-a zis, eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Deci, și în altă parte, cum scrie de la botezul Domnului, când Sfântul Apostol, Sfântul Ioan Botezătorul a botezat pe Mântuitorul, Tatăl din cer s-a arătat și a zis prin Duhul Sfânt care era un porumbel, acesta este Fiul meu cel iubit, într-o acesta bine am voi. Și sunt multe citate. Sau când s-a schimbat la față. Acum mă iertați, dar acum pune și problemele care sunt nediferențiale. Ascultă, domnul preot, sunt probleme și sunt credințe. Și noi suntem la lucrurile astea, avem discuția, să fie discuții tot timpul. Întrebarea e alta. Dacă pentru discuția asta trebuie de lupta, de omorâci, de vorbim. Asta e una. A doilea, hai să arăt din partea de evrei. Da. Noi știm în țările creștine, care noi nu credem în asta, dacă se vrei religios, nu-ți veniți din Israel cu toate feluri de gânduri, că Israel e țara modernă și ei pot să facă ce vreau. Dacă se vrei religios, ești cel mai respectos de legea locală. Că dacă este, noi am să dau aici alt exemplu. În Anglia, eu știu că musulmanii în multe locuri ei ies contra toate insignii creștini care sunt zonele lor. Noi nu. Asta e statul, asta e majoritatea. Noi avem insignii noastre și noi trăim bine cu anglicanii și noi trăim bine și cu alții. Acum, din partea toleranță, vreau să vă spun una. Istoric, din toate țările care noi avem experiență de tolerant cu alte religii, musulmani, erau și lupte între evrei și musulmani. Dar statul numărul 1, care era pe lume 1500 de ani, care au dat dreptul și unde era bine lor, era și bine lor, sunt turcii. Asta am spus, că Israel a început acum cu Turcia pe Liaspus, asta nu e recunoaștere de bine. Acum Iran, da? Cea mai mare comunitate de evrei. Este acum o comunitate, eu am familie acolo, în Iran. De 35.000 de evrei care au toate lucrurile din timpul lui Khomeini, e mai bine, că înainte s-au asimilat evrei cu musulmani, adică nu se asimilează și este asta. Evrei au acolo un spital al lor, totul. Asta e toleranță de religie. Acum vă spun și în România, și eu spun clar, fără discuție cu Matalia, acum și cu totul. Eu văd în România multe lucruri și când ies afară văd ceva foarte interesant. O consideră pe România, din păcatul, ca țară netolerantă. Numai acum am venit din Anglia și am auzit lucrurile astea. Una din
Motivurile astea sunt mulți aici la comunitatea noastră, care nu vreau să vie oameni religioși adevărați ca noi să stea aici și le spune este antisemitism. De adevărat, când plec în tren sau vin să fiu servit, nu este. Nu este toate lucrurile astea. Din cauza asta eu spun de respectat aici, de dat. Bun, la majoritate. Ați venit pe pământul nostru și vreți să fiți serviți mai bine decât românii. Uitați-vă, și eu merg cu trenul și s-a întâmplat. Da. Eu parcă sunt mulțumit de situația care este. Nu, e bine. Forțele. Nu, România a fost la granița marelor imperii aici. Noi a trebuit să ne apărăm și bucata de pământ și muntele și ea și apa. Dați-mi voie să vă spun. Ștefan cel Mare, când s-a bătut cu turcii, sau Constantin Brâncoveanu, care s-a lăsat decapitat, numai să nu renunțe la credință. Ce fac ai noștri mai mari de acum? Pune președinte de altă religie și ne bagă pe gât și turc cu credința. Păi da, stai, noi nu uităm istoria. Noi trebuie să avem președinți români și Parlamentul român să conducă. În discuția asta n-am pentru intrat... că sunt români și suntem 95% cu ortodoxi. Asta, deci, iar spus, ceea asta, ce se impune nouă de la Uniunea Europeană... Asta depinde de românul. Nu de la Uniunea Europeană, ci la alte forțe. Asta, da. Oculte. Deci, vreau să termin cu o altă poveste, domnul, și să iubești povestea asta. Petru Rară știți da? Da. Așa. Piatra Neamț, știți unde e? Da. Este o sinagogă de lemn acolo. Erau turci, au fugit după Petru Rareș. Și Petru Rareș era acuș prinț. El era prinț un timp. Celălalt trebuia să fie rege, s-a crezut. Și primul loc care el a văzut era sinagoga. A venit, a pus, nu era de lemn încă atunci. Acum, el a pus pe el talitul ca evrei dimineață, au intrat turcii. Nu l-au găsit pe el și a ieșit afară. După asta, Petru Rareș a venit și a făcut sinagoga cea mai frumoasă atunci în Piața Neamț. Ați înțeles? Ăsta sunt cetățeanii evrei. Poate ați uitat că a mai făcut și mănăstiri Petru Rareș. Nu, vă spun, ăsta sunt cetățeanii evrei în Piața Neamț. Alexandru cel Bun, cum a făcut... Nu știu dacă ați auzit, dar asta e o poveste istorică. Ăsta sunt cetățeanii evrei. Bine, Ștefan cel Mare a avut un medic evreu, cel mai bun medic. Deci aș vrea să ating și partea asta, ca să nu fim numai contradictori, domnule. Uitați, vă zic un singur lucru. Părintele Arsenie Papacioc. Poate ați auzit de dânsul de la Tecurghiol. Și cu Iustin Pârvu, care a făcut închisorile pe timpul comunismului, au zis așa, și toți care au făcut închisoare pentru religia ortodoxă și pentru un spirit mai libertin pentru ortodoxie, au zis că în închisoarele comuniste erau prieteni și evrei cu creștinii și creștinii cu sectanții și toți erau acolo. Dar noi suntem acum liberi, trebuie să ne manifestăm cultul. Dacă noi nu o să ne facem Catedrala Mântuirii, o să vină musulmanul să zică că face el că are bani. Dar nu e banul ceea ce trebuie să conducă într-o țară. E bine ca țară, noi avem țară bogată, nu știm ce s-a întâmplat după Revoluție, cu tot ce se întâmplă acum, nu-ți vine să te uiți pe stradă și te minte cu televizorul, ți arată câteva fotografii și zice asta e țara noastră, ce bine e în democrație. Asta nu e democrație, domnule. Tot noi dăm voie, părinte. Cu tot respectul, tot noi românii l-am păi făcut. Păi nu, uitați, l-am omorât pe Ceaușescu, nu eu l-am omorât, alții care l-au omorât ar trebui să dea seama cine a luat viața unui om, pentru că nu se ia viața unui om, ci se judecă. Îl închizi, îi dai cât vrei, ani de închisoare, dar nu e viața. Acum l-am omorât pe Ceaușescu și acum vedem, au zis și părinții din Muntele Athos, poporul va fi blestemat 20 de ani. Ei, poate ne revenim și noi acum să înțelegem niște lucruri, că Ceaușescu era și patriot și un om care avea în chilia lui, în casa lui, icoana lui Ștefan cel Mare și al lui Constantin Brâncoveanu și să vedem lucrurile așa cum se mai pot vedea, nu numai cu pesimism și cu ură împotriva celor ce au fost. Pe arabii tolera că le dădea voie să vină la studii aici. Evreii veneau la studii aici. Lăsați-le foarte bine. A făcut bine pentru că noi nu suntem împotriva tuturor popoarelor. Da, România vă spun ceva bun. România e singură țară, nu singură, dar e una din puține țară și asta e din cauza politică lui Ceaușescu înainte, care aici nu este terorism. Da, sigur. Nu este. Da. Că el a spus așa, voi toți făceți antenor aici. Aici sunt israelieni, sunt arabi, da, nu faceți ceva contra stat și până azi să merge pe drumul ăsta. Și adevărat, că în timpul Ceaușescu, România ca țară, stat extern, era
ceva renumit pe lume. Aici era în 86 o întâlnire între palestinieni și între israelieni, care au intrat pe unul la închisoare în Israel din cauza asta. România era centru în povestea asta. Acum România e nimic din partea de exterior. Și încă o dată, eu spun, eu nu intru cine vinovat, cine nu vină. Eu spun factul. Faptul că românii se consideră în fața lor ca nimic, și asta e foarte, ceva foarte rău, nu sunt mai puțin inteligenți decât francezii sau decât englezii, și eu văd, sau decât greșii. Și încă ceva văd grav. În anii 90, când eu trăiam în Israel permanent, vedeam acolo muncitori români cu familii, din vasta mijlociu mai în sus. Acum eu văd în Anglia și în alte țări, tineri, care ieri au terminat facultatea, n-au încă copii și fug de aici. Și asta trebuie să aprindă o lumină roșie. Dacă aici nu au nicio șansă, părinte. Oamenii ăștia cu familia veneau înapoi în România. Aș vrea să spun, să punctez lucrul ăsta și cu durere în suflet spun că eu monac simplu sunt și vin și spun părerea mea cu orice risc. Că poate mâine mă închide cineva sau zice, băi frate, de ce te-ai găsit tu să vorbești? Că eu și așa sunt, Biserica Ortodoxă Română pe mine mă vede puțin mai libertin în gândire și puțin rascolnic. Ei, dar pentru că am citit mult și am și trăit lângă părinți mari, mi-au dat o siguranță că ceea ce vorbesc e adevărat, pentru că am văzut și minuni în viața mea s-au întâmplat și știu ceea ce am citit că e adevărat. Ei, ceea ce Nicolae Ceaușescu a făcut foarte bine, nu trebuia omorât, dar ce? El, dacă primea o porție de mâncare, se zice că o dădea mâncare care rămânea înapoi. Alții râd de el, că de ce făcea lucrul ăsta. Dar câtă răsipe se fac acum la supermarketurile noastre și nu ajung mâncarea la săracii după străzi. Câți oameni sunt pe străzi acum? Atunci, dacă n-aveai, te lua după stradă și îți dădea și servici și îți dădea și o casă la 35 de ani. Ia să vedem care își mai face acum. Nu, aveai obligația să muncești. Da, obligația, dar aveai și condițiile da. Care îți le... Dreptul pe care l-ai astăzi da. Nu-ți oferă și un loc de muncă. Da, nu, aici este... Nici este încă ceva. Aici România a trecut de la comunismul strict. Nu da? A fost un comunism nu, strict în România. Un minut. De la comunismul strict la capitalismul sălbatic. Aici nu da. Sunt drepturi. Noi trăim în țările democratice. În Anglia se susține pe toți oamenii. În Suedia, în Canada și în Israel. Cu cât nu este mulți bani, sunt drepturi sociale. Aici nu se dă, se ia numai. Nu, și asta e problema. Am făcut parte dintr-un plan, vedem acum după 20 de ani, că am făcut o parte dintr-un plan și acum realizăm fiecare că avem vârste apropiate. De ce a fost acea revoluție și de ce trebuia să fie omorât Ceaușescu și de ce trebuia să... Nu s-a luat cu apa chioară. Deci s-a ajuns aici. Nu cred că cineva dintre noi, mai puțin Bogdan, că era mai mititel, și-a imaginat vreodată că vom trăi acest 2017 așa. Dar cineva a zis că nu se mai găsesc în librăriile noastre, s-au scos cărțile. Cărțile care ce s-a construit pe timpul comunismului sunt scoase, falsificate. Deci noi nu mai recunoaștem adevărul. Păi adevărul înseamnă și dreptul care a avut un păcat, nu? Bineînțeles. Dar spui și faptele bune, domnule. Până la urmă n-a construit Ceaușescu, am construit noi. Noi am construit. Noi am muncit. Noi, a poporului nostru. Exact, nu poți să... Și am distrus și fabrici și uzine și toate. Acum stăm la mila străinilor să vină să investească la noi. Și el când investește, măcar îți ia și pământul, al îți ia și tot. 14, dar dacă și-ar da seama oamenii și-ar deschide ochii... Într-un stat normal, democrat, nu se vinde lucruri basis. Dar erau aici câți oameni, că cred că ei au făcut mulți bani din vândere, nu se vinde electricul, nu se vinde apa, gaz, munițele. Asta, poșta, telefoanele, asta exact. Rămâne al stat. În Israel, normal. În America, în Anglia. Clar. De ce s-a dat voie? Eu întreb. De ce s-a dat voie? Asta e anarhismul. Electrica, gazul, apa, să cumpere altul în afară de România. Cineva, de ce s-a dat voie? De ce n-a venit religia, domnul biserica? Domnul Bogdan, eu nu sunt sigur, dar cred că cineva a primit bani pentru povestea asta. Nu există. Cred așa. Acolo... Acum vin să mai iau de sectă, că este sectă națională. Că sunt secte alea, că sunt, dom'le, trebuie să tolerăm pe toți, dar noi am tolerat și furtul. Aici e problema. Noi am tolerat. Dacă, de ce n-a venit? Aici e problema. Adică, vedeți, omul păcătos tolerează orice. Omul credincios nu tolerează. Că nici pe el nu se tolerează când greșește. Bine, trebuie să și atunci de aia unii zice toți. Să fim deschiși. Dar nici el. Eu am el fost, nu se respectă ca om. Eu am fost în Germania, am fost în Anglia, am fost în atâtea țări. Dom'le, m-au tolerat. Nu mi-a zis nimeni, du-te de aici că ești creștin ortodox. Acum câteva ediții l-am avut pe domnul Rabin într-o emisiune și l-am întrebat. Ce lipsește românului să fie ca englezul, ca francezul? Unitatea. Nu, știi ce mi-a spus? Mândria.
Da, așa și asta, mândrie. Acum ai pus numai într-un cuvânt ce am spus. Mândria. Demnitatea, mândria. Eu văd pe românii care lucrează în Anglia, nu sunt mai... Nu ai mândrie, altă demnitate. Mândria zice că te mândrești. Acum să spun și altceva. Nu ți aparține ceva, iar demnitatea acum... când îți aperi dreptul. Românii din afară de 27 de ani auzim numai cât suntem de proști, cât suntem de hoți, cât suntem de nenorociți, cum n-am creat nimic, cum totul, fabricile energofage, totul a fost o porcărie. Avem studenți la Oxford și la celelalte universități mari, poate printre că... primii. Exact, poate că e timpul să ne trezim și noi. Cum suntem proști? Să ne dăm seama că, uite, cum spune și rabinul, a colindat toată lumea asta. Nu suntem mai proști decât englezii, mai proști decât francezii. Suntem la fel ca ceilalți. Știți ce m-a întrebat pe mine în Anglia? Da. Iertați-mă, în Anglia m-au întrebat englezii, dom'le, toate comunitățile, de indieni, de evrei, de, nu știu, pakistanezi, etc., mexicani, etc., dom'le, toate comunitățile astea sunt unite și se ajută. Cea mai nenorocită comunitate în Anglia eram noi români, cei mai dezbinați. Aș zice ceva, Bogdan, am să spun ceva interesant. M-ai amintit poate 30 de ani apoi la Revoluție. Erau doi prieteni, am să spun numele, le-am întâlnit aici la Timișoara, au ieșit în Anglia, acolo l-am primit eu și atunci m-au spus ceva foarte interesant. Au văzut cum e comunitatea evreiască unită și cum alții, indienii, sunt foarte uniți acolo, da, indienii da. Când termină școala, trimeți copii să lucreze la... Așa și este, nu primesc da. Din alte națiuni, numai din ei. Bine, fac ce vreau, ia lor bani. Da. Și m-au spus că erau la comunitatea română. Și aceea am spus, acum este de acum democrație, plecați înapoi. Ai înțeles? Asta m-ai amintit, acum povestea ei, sunt acum, slavă Domnul, în Canada. Și aici, în România, tot l-au prins părinții că au crezut ca să fie ceva, rămâneți aici. Și fratele lui doamna care era, au spus, plecați de aici. Acum, asta e dureros, acum trebuie să știu ce încă ceva. În Anglia, problemații cei mai mari nu sunt negri, și nu sunt indiani, și nu sunt pakistani, și nu sunt musulmani. Sunt englezii albi. Și englezii știu asta. În România, când vezi un țăran, e mai mult omenesc decât un englez. A zis care... bine. Da, vreau să punctez aici cu un banc. Un banc cu un proverb. Se spune că Elveția ar fi un stat foarte frumos. N-am ajuns acolo. Din ce știm, mă iertați ca să-l închid. Deci... Elveția, fiind un stat foarte frumos, a fost, se spune că a fost întrebat Dumnezeu de elvețian. Ce vrea să-ți dau? Și elvețianul a zis, pășune, munte, apă, deal, ceasuri. Și a dat toată țara așa cum o vedem noi acum. Acum vine Dumnezeu sub formă de bătrân după 100 de ani la elvețian. Și zice... ți-am dat cu tare pe timpul ăla bunicătul, taicătul, acum îmi dai și mie de, uite, vacă cu tare, dă și un par cu apă, da, elvețianul 5 lei. Deși el îi cerea lui Dumnezeu, dar românul ce face? Nici nu-i cer și el îți dă. Am revenit după pauza de publicitate. Părinte Casian, vă rog. Da, aș vrea să spun câteva cuvinte despre Mântuitorul Iisus Hristos, care a fost pildă de piatră de potineală pentru unii din timpul lui, mai mari orașelor, mai mari biserici de timpul ăla, așa, pentru că predica din suflet și ajungea cuvintele lui la inima omului și la rațiune și pentru suflet. Aș vrea să spun despre fericirile care Mântuitorul, văzând mulțimile, Iisus a suit în munte și așezându-se ucenicii lui, au venit la el și deschizându-și gura, îi învăța zicând, fericiți cei sărași cu Duhul, că a lor este împărăția celor, fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia, fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul, fericiți cei ce flămânzesc și însetoșează de dreptate, că aceia se vor sătura, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema, fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția celor, fericiți veți fi când vă vor ocări și vă vor prigoni și vor ceto cuvântul împotriva voastră, mințim pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri, că așa au prigonit pe prorocii cei mai de-a
înainte de voi. Și mai zice, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, nici nu aprind făclie și o pun sub obroc și un sfeșnic să lumineze tuturor celor din casă. Deci așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât ei să vadă faptele voastre cele bune și să-L lăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu socotiți că am venit să strig legea și prorocii n-am venit de zic ce să împlinesc. Asta era Mântuitorul, o piatră de potineală pentru timpul acela, de aia și l-au răstignit, pentru că părintele Arsenie Papacioc avea o vorbă. Dumnezeu, Iisus Hristos, adică de bun ce era, s-a lăsat răstignit pentru oameni ca să mântuiască toată lumea. Acum nu ni se cere nouă să dea Dumnezeu ca fericirile acestea care le-am citit să nu fie valabile numai în lumea de dincolo, adică când după ce murim, ci să fie valabilă în România în zilele noastre. Aș putea face un mic adaus. Nu vreau să v-ați obișnuit. Ne știți pe noi, eu dacă am venit aici, am venit nu numai ca un simplu invitat, vă spun că am fost foarte atent la detalii, fiindcă trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce spunem, cui ne adresăm, în ce mod, fiindcă facem parte dintr-o societate în care avem responsabilități. Ori noi, având această haină, avem mari responsabilități și cuvântul nostru are anumită greutate. Deci eu, când înainte să vin aici, am luat binecuvântarea mitropolitului nostru, deci eu reprezint Biserica Ortodoxă Rusă din diaspora. Cea care a mai rămas, ultimii mohicani, 10 episcopi. Dar avem sinod, avem reprezentare, avem așezare, avem bună rânduială. Sigur, străbunicul meu, Mihail Singurov, a fost guvernatorul Moldovei în perioada în care Kiselev era în București, în Iași era el. Vorbind de după anul 1829, când a fost pace la Adrianopol și cele două provincii românești au fost cumva încredințate Imperiul Țarist pentru a le face infrastructura. Deci de aceea a rămas 3 ani jumate aici Kiselev și cu toți care au rămas aici, logistica lor, pentru că s-au făcut drumuri, s-au făcut școli, Academia Mihaileană, poartă numele străbunicului, Mihail, a fost arhitectul Mitropoliei Iașilor, multe lucruri au făcut. Ei, când au plecat, au lăsat și regulamentele organice, fiindcă nu exista o Constituție, nu exista o lege. Și când au plecat, au lăsat totul așezat pentru a fi o țară unitară și pentru a o avea ca și partener în comerț. Aceasta era logica. Rușii erau foarte pragmatici. Când s-au retras, ce au făcut românii? În loc să păstreze, s-a făcut și un mausoleu în parcul Copou din Iași, există mausoleul legii organice cu lei, mausoleul leilor. Sunt 4 lei și este chiar lângă teiul lui Eminescu. E făcut de Mihail Singurov. Acesta reprezenta cele 4 puteri garante pentru independența țării care se contura de atunci. Ce se întâmplă? Românii, în loc să rămână în relații normal civilizate cu rușii care au dat civilizație, școli, infrastructură, au investit bani, i-au salvat de dominația turcă, românul s-a întors la turci, fiindcă nu le-a plăcut să facă afaceri cu rușii. De ce? Păi să știm, rușii erau conduși de romanovi. Romanovii sunt descendență germanică. Ei erau foarte stricți, foarte așezați, foarte echilibrați în afaceri. Cu ei nu prea puteai să faci mișmașurile care le făceai cu turcii. Și rămâna prefera să întoarcă la turci, să-i dea peșcheșul, să facă mici combinații, să schimbe domnitorii de la un an pe altul sau la 6 luni, în funcție de interesele lor. Apropo de ce avem noi ca obișnuință și cum și în politica de azi. Alt lucru, noi ca oameni ai de spirit, de duh, nu numai preoți, și rabinii, noi nu prea avem voie să facem politică. Noi ne adresăm doar spiritualității omului. Și am zis mereu și repet, sigur că de vină suntem noi, nu conducătorii noștri. Noi suntem de vină pentru că ei ne reprezintă pe noi. Datorită nouă, ei sunt acolo sus. Dar nu este soluția, nu e politică. Soluția este spirituală. Singura soluție este o revoluție spirituală. Educație, inteligență, bunul simț. Dacă aș face și am spus eminenței sale, rabinul de lângă mine, mare profesor emerit,
pe care îl respect extraordinar de mult. Știința și cultura, să știți, se acumulează într-o viață întreagă. Numai lucrul acesta trebuie să înțelegi la un om, că un om când ajunge la un anumit nivel de cultură și educație devine un monument de știință. Este ceva la care trebuie să raportezi tot timpul. E respectul față de școala pe care a avut-o acel om. În primul rând, un om inteligent, un om pregătit, erudit, niciodată nu va putea să fie agresiv, rău, prost, n-are cum. La nivelul acela, eu am și spus, rabine, dacă o să fac vreodată, ajung în America și îmi pierd mințile și îmi fac o biserică, devin guru, aș face biserica bunului simț. Cred că ar fi cea mai răspândită după Beatles ca extindere. Biserica bunului simț. Fiindcă nu asta ne lipsește. Pentru că bunul simț, altă problemă, să știți că nu crește într-un om decât în urma educației. Și educația noi avem, genetic vorbind, în trecut, nu prea este ok. Rădăcinile acestea trebuie tăiate. Trebuie prin, și vorbim de generații, câte generații, Doamne iartă-mă, pentru că noi nu mai facem educație la copii, sub nicio formă. Evreii au un mare avantaj, să știți, fiindcă cunosc bine cultura lor și o respect foarte mult. Au un avantaj fiindcă au școala sinagogii. Copiii de mici sunt duși la sinagogă. Educație strictă. Un lucru extraordinar pe care nouă ne lipsește. Ce înseamnă 7 ani de acasă? Păi vă spun acum științific. În copilul până la 6 ani, se pare că evoluează, generații întotdeauna vor fi mai evoluate decât cel dinainte. Înainte era la 7 ani, creierul copilului emite permanent în cadență teta, deci în jur de 4 până în 7, maxim 7 herți. Deci în teta, ce înseamnă asta? În stare hipnotică. Asta este un copil mic. Adică, practic, orice spui, deci psihologii cunosc lucrul ăsta, mă rog, ci cu școală, cu pregătire, nu psihologii de peste noapte. Cunosc faptul că copiii sunt, înregistrează tot până la vârsta asta. De aceea, educația în perioada asta nu trebuie impusă, nu trebuie să dai copilului să memoreze, trebuie prin imitație. Deci, ce educație se face dacă tu nu ești educat? Cine? Ce imită copilul? Ce vede copilul? Că de aici pornim. Ca să ajungem până la conducători, până la președinți, până la a ne război noi pe ideologii savante, nu ne lipsește această educație de bază. De aici pornește violența, de aici pornește ignoranța. Ignoranța cea fățișă, practic te mândrești cu ignoranța ta. Mie nu-mi trebuie școală și pregătire. Ce-mi trebuie mie școală și pregătire? Lasă să fiu prost ca să mă prostească alții, să poată să mă manipuleze. Pentru că pe fondul nepregătirii și ignoranței apare fundamentalismul de care vorbeam și eminența sa, rabinul, ce spunea despre asta? Terorismul intelectual. Genială expresie. Terorism intelectual. Păi de ce pornește? Este logic. Și cel mai grav este, lăsând ferească Dumnezeu, că a intrat la noi și în biserică acest terorism intelectual. A intrat pe același fond al lipsei de bun simț și educației. Să știți că nu contează după aceea că vii cu 10 diplome și doctorate. Dacă fondul este deja, premisa e falsă, ca apropo de anticii filozofi, dacă una din premise este falsă, atunci concluzia e falsă. Deci dacă educația, pilonul tău de unde crești, este strâmb, atunci degeaba pui 10 doctorate, fiindcă tu caracterul vei avea la fel. Nu contează în ce funcție politică, în ce funcție ecleziastică poți să ajungi, caracterul fiind slab, vei teroriza, fiindcă tu nu ești capabil să ai o toleranță a inteligenței, fiindcă un om de anumit nivel, să știți că este luminos, un om de la anumit nivel este blând, înțelege lucrurile cu privirea lui Dumnezeu. Altfel, uitați ce a spus și părintele, că n-am venit să stric legea și prorocii. Am sărit foarte repede peste, astfel la Matei, îți pare, capitolul 17. Foarte repede am sărit. N-am venit să stric legea și prorocii. Pe normal, Hristos era rabin. Era rabin, era în familie aristocratică. Ce s-a interpretat și s-a pus în cârcă rabinului Hristos, s-a întâmplat nenorocile ulterior de 2000 de ani de crime și de ce suntem, ce pățim noi toți acum. Această strâmbătate a valorilor. Adică inversarea valorilor, că de aici pornim. Ce era în antichitate? Era prin 4 categorii, nu? În care calos cheagatia. Că vorbim de lucruri care au existat. Și existat și atunci, cu toată educația acestor valorilor, virtuților cardinale, și tot era o dezordine. Ei totuși tânjau. Anticii tânjau,
după o așezare. Așa a apărut Republica lui Platon. Așa a apărut utopia ulterior. Ideea utopiei pe care s-a bazat socialismul al acelor evrei fără credință. Și Marx, apropo că era și el evreu, era culmea în partea opusă, în satanism dusă, în partea opusă. Lenin a avut pregătire de seminar teologic, a ajuns să ajungă la 180 de grade, să terorizeze lumea, pentru că cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, dar tu nu ești pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu, atunci într-un loc de lumină vine întunericul. Păi nu el a scris, părinte, comunismul? Părinte, da, am acolo vine. Părintele Casian, vreau să răspundă. Da, aș vrea să punctez câteva lucruri. Rădăcina tuturor relelor este păcatul. Omul când face păcat, luptă într-un fel împotriva lui Dumnezeu. Se spune că cel mai mare păcat care poate omul să-l facă este vrăjitoria și după vrăjitoria, cel mai mare păcat este sinuciderea. Am trecut așa în revistă pentru că părintele zicea că școala este totul. Iar părintele Cleopa mie mi-a spus un singur lucru. Mai de folos este mănăstirea decât școala. Cu părere de rău că o să deranjez multe spirite din Biserica Ortodoxă scuze, Română. Dar și mănăstire să face școală. Bineînțeles, e cea mai bună școală. Pentru că acolo e morala, religia, la un loc. Și conduita, și armată, și muncă, și de toate. Episcopi care pun în ziua de astăzi mai mult accent pe școli decât pe trăirea autentică în Duhul lui Hristos, greșesc foarte mult pentru că caută să scoată din om ceea ce poate el nu are la îndemână. Poate el, dacă e în mănăstire, acolo se simte mult mai bine și mai ocrotit față de Dumnezeu și mai păzit de anumite păcate, decât să iasă în societate și să-l agațe unele mreji ale păcatelor. Aș vrea să lămuresc lucrul ăsta și Biserica Rusă, părintele, Biserica pe veche, adică, profită de chestia asta pentru că nu mai dau voie la mulți să facă studii sau chiar dacă dă, îi face preot și fără să aibă studii multe, că zice că au ani de mănăstire. Da, bineînțeles, sau au ani de mănăstire sau au trăire autentică în mănăstiri. Ce vreau să zic despre religie? Este indiscutabil de origine latină. Rădăcina din care se trage sunt de mai... Cicero zice relegere, are citi a medita, a reflecta. Virgil zice relinguer, a rămâne, a deosebi. Marele scriitor bisericesc apusent, fericitul Augustin, îl deduce la realegere, alege din nou. Sfântul Augustin a fost un sfânt călugăr care mai înainte a avut o viață păcătoasă. Mama lui s-a rugat foarte mult pentru el și datorită rugăciunilor ei, Sfântul Ambrozie i-a zis că va ajunge să se întoarcă la Dumnezeu. Cea mai mare școală este familia și biserica. De aici începe educația, după aia școala. E foarte bine să avem școli renumite și mari și mai ales în zilele de noastre ducem mult greutăți cu spitalele și cu sănătatea. Dacă s-ar pune accentul în zilele noastre pe sănătate, cu un popor dacă nu e sănătos, nu mai poți să ai nici copii frumoși și sănătoși și un popor moare și noi nu trebuie să mai facem avorturi pentru că s-au făcut 22 de milioane de avorturi după Revoluție. Încă o țară de asta. Noi ne-am omorât proprii noștri copii. Am decapitat o țară, cum se zice. Deci păcatul. De aici. Asta e rădăcina tutorelor. Noi dacă nu trebuie să știi foarte multe lucruri, că în ziua de astăzi sunt unii cu 10 doctorate, dar nu mai practică niciuna. Mai bine să știi o singură facultate și un lucru bine și să-l faci, ca să dai și ceva țării. Nu numai să studiezi pentru tine, să fii un egoist, să asimilezi și să nu mai dai înapoi niciodată. Să faci și o școală profesională dacă e nevoie, să mai și lucrăm în țara asta, nu numai să facem bișniță și... Păi ce să lucreze, părinte? Pe 1000 de lei, 1200 de lei? Păi nu, aici e problema, că noi dacă ne apucăm și lucrăm în țara noastră, nu mai e nevoie să trecem peste o hotare, pentru că te duci în țara străină. Undeva în început. Asta da, sigur. Clar. Pornești la pământul tău. Ai un hectar acolo, pe ăla lucrezi. Cât te limitezi la ce ai. Înțeleptul Solomon zice așa. Multe bogății are omul în casa lui, iar îl caut în altă parte.
Foarte frumos. Adevărat, spuse. Foarte frumos. Noi căutăm aur în alte țări și aurul în țara noastră. Așa este. Să rămână la noi. Cuvântul Rabinului pentru că pleacă primul. Vreau să spun două. Una, vreau să amintesc ce am spus la început, și dacă se vezi, este învățător, este școală, totul, dar școala e religia. Că era și Hmeruj, a făcut școală în Cambodia. Asta, spălătura din nou, educația noastră. Eu am spus la început ce e scris cu Sedra Noah, care e a doua, cu povestea de turnul Babilon, când Dumnezeu a împrăștuit 70, așa ne-a spus, de basis, de popor, cu 70 de limbi, și așa trebuie de trăit. Toți ăștia care au adus unirele și ideologiile că oamenii trebuie să aibă altul și să le forțăm să facem, au adus dezastru pe lume și la asta cred că noi ne unim, dacă nu era nici România povestea asta și nici altă țară. Una. A doilea, vreau să, cum să spun, să folosesc programul ăsta, că știu că în România mulți nu înțeleg de multe ori materia evreiască religioasă, din păcate ori, în regat, când compar cu alte țări, nu era adevărat religia evreiască pusă în Transilvania, da? Nu din cauza românii, ferească Dumnezeu, din cauza rabinii care erau aici. Noi suntem acum, e odată în câțiva ani povestea, mulți ani, când iese sărbătorile creștini cu sărbătorile evrei la aceeași zi, sâmbătă când a trecut, și suntem la o sărbătoare Hanuka. Am să povestesc în scurt ce asta Hanuka și asta e religia evreiască adevărat și eu am încercat să vorbesc. Hanuka nu e un sărbătoare de independență cum ționiștii și nereligioși și alții vreau să reprezentă sau aici așa la templu, coral. Nu e adevărat. Asta e o sărbătoare numai religioasă, când au venit grecii și au încercat să convingă pe evrei să fie tot politeiști. Și atunci evrei au luptat. Acum, noi sărbătorim sărbătoarea asta pentru minunea nu că am făcut un război de independent, că n-a rămas pentru lumânări încă, cum să spun, un păhărel de ulei care trebuia să aparții o zi și a aparținat 8 zile. Asta e minunea. Asta e minunea. Acum, după asta, a început o discuție între rabinii evreiești, între hașmonaii, care ei au salvat pe evrei adevărat, că au spus, nu vrem independență de greci. Și era și un război de 25 de ani. Și la ultim, din păcate, hașmonaii au dispărut. Că ei au început să fie ca grecii. Au făcut un stat, au convertit cu forță edomii și cu ieturii și alte lucruri. Și atunci, pe urmă, s-a încetat războiul și regina ultima de la hașmonaii era, regina Alexandra, care ea a încercat să fie mai bine cu rabinii. Și când au venit romai, erau trei delegații evreiești. Era delegația de doi băieți ai ei. Fiecare băieț a venit cu delegație și delegații de rabini. Și rabinii au spus, fiecare au spus, eu vreau să fiu rege. Rabinii au spus, noi până Mașiahul, nu vrem pe nimeni, să fiți voi romai, cu condiția că ne lăsați să facem religia asta, la asta au izbucnit și povestea de templu. Tot contranaționaliștii care au vrut religie. Și adevărat, că din toate... Al doilea templu. Da. Toate sărbătoarele noastre au un volum la Talmud. Hanuka, care e sărbătoarea cea mai importantă. De ce? Că dacă se făcea evrei politeiști, nu mai era nimic pe lume. Nu era creștinismul, nu era musliman, nu era nimic. Asta e cel mai... are numai trei volume, numai trei pagini la volumul de sâmbătă, se numește Shabbat. De ce? Că ei... rabinii n-au iubit pe ce-o adus pe urmă hașmonaii, nu că a scos templu, naționalismul. La noi, cine e evreu cu religie, cine e evreu etnic, trebuie să ție religia. Dacă nu, dispară. Nu-i ca alte. Numai druzii în Israel sunt așa. Și acum eu pot să aduc exemple. Hai să vedem ce evrei au rămas 4 generații înapoi sau 5 generații și nu țin religia. Da, Israel a început să folosească sărbătorile religioase ca sărbătorile naționale. Și atunci încep să dai toate felul de imaginație, de putere, de luptă. Nu! Noi ținem sărbătoarele noastre numai pentru religia și asta e poenta. Asta e poenta evreiască. Din cauza asta vreau să
transmit, da? Că asta e ca o sărbătoare de iubire, nu cred că deranjează pe nimeni pe lume și noi vrem asta până Mașia, noi nu vrem prim-ministru, noi vrem nimic și v-am spus înainte, e scris, că dacă cineva vine la opoziție, tare, n-are voie să fie poziția cel mai mare, una. Și dacă vin de acum la poziția, vine să salveze evrei. Acum, aici dau exemplu. Toți evrei care au salvat evrei și au venit la poziția, s-au uitat de ei, dar poporul evreiesc l-a ținut minte. Ăsta e Iosef, ăsta e Moșe Montifiori și alții. Dar cine ține minte la evrei pe de Israeli, pe Anna Pauker, pe toți ăstea? Nimeni. Schindler, care asta este la noi și cine ține minte pe Marx sau pe Engels. Asta sunt lucruri care se rad. Acum, ultimul care nu l-au anumit și el tot a avut, cum să spun, școală religioasă evreiască, e Trotsky. Trotsky era un copil la Heder. Da, atunci ce era, l-a aruncat pe urmă. Și Trotsky, și Lenin, și Buharin. Da. Și Zinoviev, Kamenev, Rosa Luxemburg, cinci, dar Trotsky a avut religioasă, nu, Trotsky a avut, era religios și ce era acolo l-a aruncat de la școala religioasă, că nu a avut mama care era vidovă destul de bani și atunci rabinul, celălalt care am vorbit, el Hafetz Chaim, când a venit cineva care a suferit, i-a spus, tu ții minte copilul celălalt care l-a aruncat? El a adus dezastrul la lume, acum tu suferi pentru asta. Mulțumim tare mult, am luat o pauză de publicitate și revenim. Am revenit după pauza de publicitate. Părinte Casian, da, vreau să punctez câteva lucruri din apologetica care înseamnă noțiuni de filosofia religiei de profesorul părinte preot Ioan Mihălcescu. Religia și știința, puterea de a face știință și de a avea religie sunt un privilegiu al omului, ceea ce vorbeam mai devreme. În virtutea căruia îl stăpânește lumea fizică și își asigură un loc de frunte în lumea spiritelor, aproape de Dumnezeu. Știința este cercetarea lumii materiale a tot ce cade sunt simțuri, iar religia este cunoașterea a ceea ce stă mai presus de simțuri, a supranaturalului. Știința se ocupă de cele mărginite și trecătoare, de ceea ce poate fi măsurat și cântărit, într-un cuvânt de lumea sau de realitatea fenomenală sau materială, iar religia de infinit și veșnicie, de realitatea nominală, transcendentală sau spirituală. Scopul științei este ca prin cunoașterea materiei și a legilor ei să ne facă stăpâni peste lumea materială. Scopul religiei este să ne facă fericiți în lumea aceasta și în cea veșnică prin unirea cu Dumnezeu, în lucrarea faptelor bune și iubire. Mijloacele de cercetare ale științei sunt observația, experiența și rațiunea, că știința în genere se folosește de rațiune ca un mijloc de cercetare. Ca unic mijloc de cercetare. Mijloacele de cunoaștere a religiei sunt credința și revelația. Credința este atât primirea ca adevărate a lucrurilor care întrec puterea de pricepere a minții omenești, cât și primirea ca adevărate a celor afirmate de o persoană vrednică de încredere sau de o autoritate, ori instituție, cum este de exemplu biserica. Un conflict între credință și rațiune sau între religie și știință nu este cu putință din niciun punct de vedere, pentru că amândouă și au câmpul de activitate, scopul și mijloacele de cercetare diferite. Iar dacă au și un mijloc de cercetare comun, credința, aceasta contribuie și mai mult la realizarea armoniei depline dintre ele. Știința, zice Denert, și este un grad mai mare de siguranță în unele lucruri în care credința este unul mai mic. În cele veșnice, însă, credința este singura absolută, în sfera ei ea este știință. Și știința multă, zice Bacon de Veralum, știința multă apropie pe om de Dumnezeu, iar știința puțină îl depărtează. Și aici sunt câțiva oameni de știință enumerați, care sunt unii dintre cei mai mari, printre care și astronomul
Kepler, care în cartea sa Armonia lucrurilor zice: o tată a luminii, tu cel ce prin lumina firii a prins în noi aspirații după lumina grației tale, pentru ca să ne duci la lumina mării, iată cum îți mulțumesc eu ție, făcătorul, stăpânul meu, că tu m-ai desfătat prin creația ta, căci mult m-a fermecat opera mâinilor tale. Chimistul R. Boyle în 1691 zice: adevăratul cercetător al naturii nicăieri nu poate pătrunde în cunoașterea ta în creație fără a vedea degetul lui Dumnezeu. Astronomul Wilf Herschel în 1822 scrie într-un loc: cu cât se lărgește câmpul științii, cu atât mai mult numeroase și mai irecusabile devin dovezele despre existența eternă a unei inteligențe creatoare și atotputernică. Geologii, matematicianii, astronomii, naturaliștii, toți au adus piatra lor la acest mare templu al științei, templu ridicat pentru însuși Dumnezeu. Deci oamenii mari de știință, toți au fost credincioși, cum știm bine că și Blaise Pascal, care a și făcut și... Până la urmă și o anumită călugărie, el a vrut să se facă călugăr și a fost și cercetător și filosof, era tot credincios. Și toți oamenii mari de știință, când ajung sigur să vadă că cineva este o știință și nu numai că o știință, adică Dumnezeu există, există tot aici, spunea, da, toți ajung la cunoașterea, cunoașterea lui Dumnezeu ajunge pe două căi. Exact de aici de unde aș citit, ne spuneți clar că Dumnezeu nu ne vrea proști. Păi nu ne vrea, sigur că da. Uitați, pe cale naturală cunoaștem pe Dumnezeu din studierea naturii, pe cale naturală. Și a sufletului omenesc și prin observarea lumii și a legilor pe care ea se conduc, de care ea se conduce în totalitate și în fiecare din părțile ei constitutive. Pe cale supranaturală, a doua cale de a cunoaște pe Dumnezeu, îl cunoaștem din revelație, adică așa cum ni s-a descoperit sau cum ni s-a făcut cunoscut el însuși. Da, și pe cale naturală au cunoscut pe Dumnezeu Pitagora, Socrat, Platon, Aristotel, Plotin, Epictet și au fost intimite de religii unica Zoroastru, Buddha, Mahomet, tot pe cale naturală. Iar pe această cale, mergând, s-au convins de nestrămutata existența lui Dumnezeu, mari învățați și cercetori moderni ai naturii, ca Newton, Kepler, Copernic, Galilei, Ampere, Faraday, Pasteur și filosofii ca Descartes, Kant și alții. Deci oamenii mari au ajuns la concluzia că Dumnezeu există și de aia nu trebuie să ne mai îndoim, adică nu trebuie să căutăm dovezi despre existența lui Dumnezeu. Că zicea cineva, dacă la 95 cu 5, parcă, de Psaltire, zice numai nebunul nu crede în Dumnezeu, știți? Zice acel nebun în inima asta nu este Dumnezeu. Adică nu poți să nu crezi în Dumnezeu. Dumnezeu există. Acum, calea pe care trebuie să ajungi la el e lăsată de sfinții noștri părinți, cum știm de Sfântul Antonie cel Mare care a ieșit în pustie, sau de sfinții părinți la cele 7 sinoade ecumenice. Acum să faci al 8-lea. Nu vreau să mă exprim în niciun fel cu al 8-lea, cine îl face să răspundă, dar problema este că au participat unele biserici, unele nu. Eu nu sunt foarte informat cu lucrul ăsta. Eu am citit când eram mic o carte, când eram foarte mic, aveam vreo 10 ani, că după, în al 8-lea sinod ecumenic, se vor face unele abateri de la dogmă și nu îi jude pe mai marii mei. Eu am citit o carte nu le înțeleg și nici nu vreau să intervin cu brutalitate sau să opresc pe cineva, care sunt în măsură, nu știu, nu îi dau niciun sfat. Dar problema este în felul următor. Biserica noastră ortodoxă, fiind cu cea greacă și cu celelalte nu știu câte biserici care s-au adunat, sunt mai multe decât cele care nu s-au adunat la al 8-lea sinod ecumenic. Acum, ce să zicem, dacă sunt bune sau nu? Până acum am înțeles că punctele nu sunt rascolnice sau abateri de la dogmă și de la litera sau din spiritul Evangheliei. Dar să nu degenereze. Dacă ne păstrăm unitatea noastră între ortodoxi, e foarte bine. Și măsura noastră. Da. Eu revin mereu cu... Se poate discuta absolut tot despre orice și explica cum se poate ajunge la o înțelegere, un concordie și la o ortodoxie profundă și la o ortodoxie
fără a face patim, fără a face conflict, nici conflict interior, nici conflict cu alte persoane sau idei. E simplu. Nu intrăm în detalii politice sau tehnice. Cine au vorbit la acest sinod. Important este că noi putem fi profund ortodoxi, să ne păstrăm tradițiile în măsura în care vom înțelege ce s-a discutat nu acum la Creta, ci ce s-a discutat acum sute de ani ce au spus profeții. Vom fi o minoritate și trebuie să ne obișnuim cu gândul acesta. Minoritățile religioase trebuie protejate. Dacă ne obișnuim cu această idee, va fi perfect. Pentru că s-a stabilit cumva că trebuie să plătim pentru ce am făcut. Dacă noi ca ortodoxi n-am reușit să dăm ora exactă în lumea credinței planetare, în lumea spiritualității planetare, cum așa era normal să fim? V-am explicat înainte că ortodox a fost și Buddha, ortodox a fost și Noe, ortodox a fost și Adam. Deci Adam, orice om, orice ființă umană creată de Dumnezeu, în parametrii normali, este ortodox. N-are legătură cu credința. Ortodoxia este o stare de fapt a conștiinței. Și asta v-am explicat-o și prin ultimele descoperiri de la Alexandru Poponi în 90, Academia de Științe în Moscova. M-am explicat cu universitățile de Stanford și din Dakota de Nord, unde s-a observat limitele protoconștiința Universului și cum conștiința omului are legături prin superstringuri cu limitele Universului și cum ajunge omul să fie ortodox, ortodoxos, adică dreaptă manifestare sau slăvirea lui Dumnezeu, dar nu numai cu Creatorul, ci și între oameni. Oamenii trebuie să fie această ortodoxia. Deci poți să fii profund ortodox dacă ajungi la un nivel de spiritualitate superior. Noi n-am reușit. În 2000 de ani nu am reușit să ne facem datoria de urmașa lui Hristos. De aceea trebuie să înțelegem că aceasta e realitatea. Nu mai contează ce spun alții, ce ni se pare nouă, ce vrem să credem. Realitatea contondentă imediată este că am eșuat. Cuvântul ortodoxie, frate, este de origine greacă, format din ortos și doxa, adică dreapta credință. Închinarea adevărată, mulțumesc, sobornicească, învățătură care se plasează în continuitatea directă și neîntreruptă a tradiției apostolice și mai departe. A fost criteriul de bază al ortodoxiei. Orice ruptură în continuitatea tradiției apostolice a fost considerată ca o corupție sau o abandonare a ortodoxiei, care poate să ia forma fie a unei erezii, fie a unei confesiuni separate. Sinodul ecumenic se cheamă acela la care iau parte patriarhii, mitropoliții, episcopii și alți conducători spirituali al bisericii din toată lumea creștină. Acest sinod este judecător preanalt și pricinilor bisericești, ca cel ce urmează bisericii sobornicești, adică a toată lumea. Și iară sinod ecumenic este acela la care se vor uni într-o singură mărturisire a credinței toți patriarhii și episcopii lumii creștine. Multe și felurite au fost mijloacele spirituale și administrative prin care Sfânta Ortodoxie și-a păstrat până în zilele noastre unitatea, precum constituirea cultului bizantin din secolele 6 și 8, în care locul principal ocupa liturghiile bizantine. 2. Apoi sinteza dogmatică făcută de Sfântul Ioan Damaschin în secolul 8. Contribuția teologică a Patriarhului Fotii, 820-1295. Sinodul local din 879-1880. Activitatea misionară în Europa Centrală a fraților macedoni. Se încearcă oarecare disocire a bisericii de imperiu, deoarece termenii simfonici stabiliți de împăratul Justinian deveniseră prea rigizi. Și toate aici sunt mai multe. Dar cine a scris cartea asta? Deci asta e scrisă de părinții de la Sihăstria, cu aprobarea înaltului preasfințit Daniel, arhimandritul Cleopa Iliei. De unde s-a scris? Care a fost cel mai cu călugări, care au zis călugări treci și patriarhul ecumenic de astăzi i-a sărutat mâna lui părintele Cleopa, el fiind patriarh, și părintele Cleopa un cioban care a păscut oile în pădure și n-avea decât 4 clase, dar nu contează asta înaintea lui Dumnezeu. Dânsul vine cu școli, cu nu știu ce, că numai ăia sunt oameni. Nu, domnule, om înseamnă să respecti cuvântul. N-am spus asta, domnule. Nu, dar dați de înțeles, așa, fantezii și spui că Buddha a fost ortodox. M-ați ajutat mult cu prima frază, ortodoxie, dreapta credință, da?
noastră. Eu ajut pe cine trebuie, să știți. Pe cine trebuie? Dacă vreți să vă ajutați, vă ajutați. Părinte, în primul rând trebuie să cunoști istoria. Să spune ce ești eretic, pentru că ortodoxia... La erezie, păcătoși sunt, dar eretic niciodată. Ia să te dovedesc imediat. Ești eretic pentru că dumneata spui că ești ortodox și trebuie să fie... Dumneata zici că Buddha și cu Krishna și cu alții sunt la fel cu Iisus. Iisus a înviat și Krishna e mormânt. Care-i treaba? Unde părinte, ne trezim? În primul rând... Mă iertați, dar dumneavoastră veniți cu... Nu știu dacă clase. Sunteți călugări, nu știu dacă clase. Sunteți preot, nu știu dacă sunteți chiar creștin. Cum da. Să ziceți că Buddha e creștin? N-am spus că e creștin, domnule. A zis acum, ortodox. Domnule, diferență. De la creștini la ortodoxie. Ortodox. Domnule, diferența e enormă. Ortodox a fost și Noe. Deci omul în manifestarea lui dreaptă... Nu folosiți cuvinte ca să duceți lumea în... Nu folosesc eu. A folosit într-o predică recentă. Deci ortodox, creștin ortodox. Știți care sunt creștini ortodoxi? Noi creștini ortodoxi, de la A la Z, țările care le știm, și mai sunt creștini ortodoxi care se numesc oficial, cum a zis domnul evreu, ei, evrei ortodoxi. Atât se numește ortodox. Dumneavoastră folosiți niște cuvinte care le amesteca și duceți lumea în derivă și la mare groapă. Și nu puteți să ziceți că v-am auzit în emisiunile trecute că Krishna sau nu știu care a indienilor, dacă te zici o mantră de-a lui, ajungi ca și cum a zice rugăciunea lui Iisus. Nu cine a spus asta? Dumneavoastră v-am auzit personal, dar dumneavoastră. Ați zis că invocația lui, zeităților păgâne, ajunge la invocația cred lui Iisus. Cred că faceți o mare confuzie. Nu puteam să spun așa ceva. Am ascultat foarte mult. Părinte, în primul rând vreau să te întreb ce duhovnic a avut. Toate că văd că nu ești în ascultare. Dar nu trebuia să ieși din mănăstire, în primul rând. Care sunt voturile monahale, în primul rând, dacă ești călugăr? Nu sunteți în măsură să mă întrebați lucrul ăsta. Păi nu, dar dumneavoastră trebuie să spui oamenilor ce înseamnă călugăr. Voturi monahale, știți care sunt? Lăsați să nu vorbim despre dogma. Haideți să vă spun eu care sunt. Sunt patru voturi, nu trei, părinte. Eu pe ce ai spus citit acolo... Lăsați că vă spun, dumneavoastră aveți soție? Da, soție și doi copii. Și nu poți să judecați niciodată un călugăr, clar. Dar nici călugăr pe un familist. Am revenit după pauza de publicitate. Vă rog frumos, părinte. Cum vă spuneam, un cuvânt greu am spus, în sensul că am eșuat. Sigur, nu trebuie să luăm cuvintele exact așa cum sunt, dar ideea este în ce înseamnă a eșua. Înseamnă că este vreunul dintre noi așa cum a avut Hristos, cum a pus să fim. Și de aici răspunsul. Nu este nimeni. Ce a spus Hristos? Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru din ceruri este. Este vreunul? Nu. Deci din start am eșuat. Deci nu este nicio contradicție. Sigur, Părinte are așa o durere și înțeleg perfect cum să ieșeze ortodoxia care este. E adevărat. Și Hristos a spus că este biserica care nu va fi veacul veacului, nu se va atinge poții iadului de ea și că nu poate nimic să o distrugă. E adevărat asta. Dar se referă la biserica comunității de credință, care nu înseamnă și partea aceasta lumească. Noi, din punctul ăsta de vedere, am eșuat. Pentru că dacă am fi avut, am fi respectat, vorbim de 2000 de ani, facem un bilanț acum, vorbim de sinodul acesta la Creta. Eu pot să vorbesc foarte relaxat de sinodul de la Creta, pentru că știu cum să vorbesc fără să deranjez lucrurile. Dacă până la acest sinod, care este un bilanț, ortodoxia ar fi manifestat credința adevărată și ar fi respectat poruncile lui Hristos exact așa cum ne-a dat, nu mai era nevoie de sinoade. Nu mai era nevoie, nu mai era nicio problemă, ar fi căzut în genunchi toți, și budiști, și musulmani, și catolici, și protestanți, și a zis, domne, voi sunteți lumina lumii. S-ar fi convertit instantaneu și toți evreii. Într-adevăr, Hristos există în faptele voastre. Deci dacă noi nu avem faptele care ni le-a cerut Hristos să le avem, pe cum să impunem cu forța credința noastră? N-ai cum să o impui cu forța. Și acum, credința noastră cui o dăm? Ortodoxia prin ce supraviețuiește? Prin botezul unor copii care nu pot să spună că eu vreau sau nu vreau să fiu credincios și apoi îi educi cu forța? Că asta e educație cu forța. Tu să ajungi să vezi la nivelul conștiinței ce este lumina? Este într-adevăr, e la ortodox. Noi știm asta. Dar una este să știi și alta este să dovedești, să arăți prin faptele tale. Lumea are nevoie de a dovedi credința ta.
În momentul în care nu ai dovedit, ce a spus Hristos? Va fi o turmă și un păstor. Deci, irelevant. Cum? Dacă nu putem să impunem o turmă și un păstor prin calea arătată de Hristos, aceea de sfințenie, de viață după poruncile Lui, pe atunci, cum va fi? Îl lăsăm pe Antichrist să facă lucrul ăsta. Și atunci va nivela toate credințele, va reseta tot. Sigur că este o nenorocire, sigur că este o erezie, ecumenismul. Zic că este satanist acest sinod. Dar ce contează satana și, până la urmă, îngerii căzuți sunt îngeri? Nu contează, Dumnezeu lucrează prin ei și își impune lucrul lui Dumnezeu. Deci când va fi o turmă și un păstor, neinteresant. Dacă noi puteam să facem asta prin lumină și ar fi avut acea perioadă de pace, care milenismul până la urmă și asta o erezie, dar este o teorie interesantă și era foarte plauzibilă. Dacă s-ar fi, exact ce am spus eu, s-ar fi făcut faptele lui Hristos, erau mii de ani de pace pe pământ. Dar nu s-au făcut aceste fapte. Și atunci se va impune o formă de guvern mondial, vrând nevrând, chiar dacă rabinul care a fost înainte și respect foarte mult a spus că este nesănătos să fim în aceeași conștiință de credință sau măcar fără frontiere. Îi dau dreptate și lui. Dar nimeni nu o să ne întrebe dacă suntem de acord sau nu. Că vrem noi sau nu vrem, lucrul se va impune. Prin aceste forțe malefice, în ghilimele, soroșiște, baloroc, feloroc și nu contează, reptilieni, cei mai răi oameni de pe pământ. Nu contează că dincolo de ei este voia lui Dumnezeu. Pentru că va trebui să fim o turmă și un păstor. Că la final, când ne vom da seama ce am pierdut și va fi poate un sfert din omenire în viață, și ne vom da seama că ceva lipsește și va veni Hristos pe norii cerului și va da jos pe Antichrist care era la stăpânie, regele lumii, asta se va întâmpla fără dor și poartă, dar deja vom fi o turmă și un păstor, cu forța, cu forța și cu durere. Asta vreau să vă spun. Încă un lucru, trebuie cumva niște cunoștințe care au făcut de ale mele radiestezie și prin anii 90. Știți că era o aplicație și acum militară, nu vorbim de, n-are nicio legătură cu religia sau cu credință. Erau tehnici militare, aplicații militare și au observat niște analogii între moralitatea la un moment dat, nu e cuantificabilă, dar din ce deduceau ei, pe o anumită zonă, când oamenii o luau razna, să zicem județul Vranci, oamenii știu despre ce vorbim. Și Vaslui, mai ales. Când știm că se întâmplă acele lucruri, benzile Hartmann se apropie foarte mult și apar cu tremure. Iar mie, părintele Arsenie Boca, în 89, înainte să moară, cumva mi-a apărut, n-am știu cine este, dar mi-a spus o frază și a și dispărut. Când porțile cerului se vor închide, se vor deschide porțile iadului. Și era o chestie legată de cutremur. În sensul că când se închid inimile oamenilor, la asta se referea. Deci când Domnul nu se mai roagă, științific, benzile, deci dovedit asta, benzile Hartmann se apropie și apar cutremurile. Această legătură, știți că spun Sfinții Părinți, că se scutură pământul de păcatele oamenilor. Deci e clar că undeva, nu intrăm în detalii, dar există dovedit științific, ce vorbeam de protoconștiință, de acele unde teta în care frecvența creierului intră în anumite stări de emoții și în care un mental colectiv poate influența și energiile din jurul omului, așa, și poate ajunge chiar la aceste radiații telurice. Când păcatele omului coboare clar frecvența de conștiință a omului, intră în rezonanță cu aceste energii telurice și creează cutremure. Bun, deci e clar, trebuie să avem de ales între cutremur sau război. Sau varianta pe care tot o evităm de 2000 de ani, o revoluție spirituală și pe care tot încerc să o repet și eu pe toate căile, la toți oamenii. Revoluție spirituală e singurul mod în care noi mai putem face acel salt cuantic de care toți am vorbit, acel nivel de conștiință pe care trebuie să-l depășim, să trecem peste animozități, să încercăm, dacă nu știm să ne rugăm, deschidem o carte,
ne forțăm neuronii să ia pe niște drumuri care să devieze cumva ce făceam până atunci, adică obiceiurile proaste. Orice lucru care ne creează o asceză, un antrenament, o rigoare în orice domeniu, chiar și sportul de performanță, îl ajută pe om și îl face, așa cum am zis, ortodox. Adică îi îndreaptă mintea, îi îndreaptă modul de a gândi, modul de a se manifesta, îi reglează relațiile cu semenii, îi reglează până și metabolismul. La asta mă refer. Este vorba de un antrenament care trebuie să-l facem fiecare cu noi, fiecare la nivelul lui. Deci să nu ne mai împrăștiem gândurile. Aceste gânduri sunt energii foarte prețioase, mai ales în perioada aceasta. De ele avem nevoie ca să ne... să le îndiguim, să le transformăm. Sunt niște termeni consacrați deja, transmutare și sublimare a acestor energii. Pentru a ajunge la un nivel superior și în felul acela să putem să eliberăm aceste Benz Hartmann și cumva și Dumnezeu, că există o profeție, că Dumnezeu întotdeauna profețiile negative, întotdeauna le poate trece peste ele, pe când cele bune întotdeauna le împlinește. Sunt vorbe de Sfinților Părinți, asta noi știm ce s-a întâmplat și cu Ierihonul, când s-a dus Iona și a refuzat de 3 ori, știind că se va răzgândi Dumnezeu, știind că aceia se vor pocăi, și așa s-a întâmplat, începând de la rege până la ultimul cerșetor, toți și-au pus saci în cap și cenușe, s-au pocăit și Dumnezeu i-a iertat și Ierihon a fost salvat. Vorbim de o profeție, dar întotdeauna s-a întâmplat asta. Când oamenii se îndreaptă, Dumnezeu îi iartă și le mai dă un răgaz. Ideea noastră e nu doar să ne pocăim, că mi-am părut rău, am greșit. Nu, ideea este ca să ieșim odată din cauzalitatea asta a greșelilor, a căderilor, ridicărilor, căderi, ridicări. Este o gândire dialectică, o gândire destructivă. Generații, generații, mii de ani, poftim de 2000 de ani, mereu același lucru. Am greșit, iartă-mă, am greșit, iartă-mă. Dar de ce să tot greșim? De ce să nu încercăm un salt cuantic despre care am vorbit? Să trecem peste aceste căderi și să încercăm să rămânem undeva la un nivel în care să nu mai cădem. Și să nu mai fie mereu nevoie de acest bici al lui Dumnezeu, de războaie, de nenorociri în viața fiecăruia, prin care Dumnezeu să ne dea semnale că suntem pe o cale greșită, să ne îndrepte, să nu mai fie nevoie să ne dăm seama singuri că noi am greșit, să ne ridicăm singuri. La asta mă refer, iertați-mă. Părinte, vrei să dai cu biciul și dumneata? Nu, decât unde trebuie. Chiar te rog. Și te rog cine să... trebuie. Aș vrea să punctez câteva lucruri. La părintele Cleopa a venit odată un sectant cu studii în Anglia, la Oxford, și i-a pus câteva întrebări. Și părintele zice, domnule directore, i-am zis, biserica noastră, protestantismul, este suspendată în aer, n-are temelie. Zice sectantul, dar de ce, părinte? Și părintele Cleopa zice, unde vă este sfânta tradiție? Unde sunt sfintele canoane? Unde este practica bisericii de 2000 de ani? Ați desfințat totul și acum vreți să vă apropiați de noi? Asta referitor la ecumenism. Este imposibil. Noi avem puncte comune mult mai mult cu catolicii decât cu protestanții, dacă ar fi să se ajungă odată la unire. Voi protestanții sunteți la foarte mare distanță de noi. Aveți numai 2 taine și aceasta nu ca taine, ci numai ca simboluri, botezul și cina Domnului. La cina Domnului faceți o masă comemorativă cu pâine și cu vin în cinstea lui Hristos. Dar nu mai credeți că se preface pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului. Deși protestanții sunt mulți, sunt vreo 400 de milioane, iar catolicii sunt vreo 750 de milioane, noi ortodoxi suntem puțini, însă suntem biserică întreagă. Noi nu ne lipsește nimic, noi nu avem ce împrumuta de la protestanți sau de la catolici. Nimic, absolut nimic. Biserica noastră, credem, o credem și o înțelegem întreagă. Are toate dogmele drepte, toată credința veche apostolică și sobornicească a Sfinților Părinți. Și are toate canoanele, are toată tradiția liturgică, canonică, dogmatică, istorică. Tot ce ne trebuie avem în Sfânta Biserică Ortodoxă. Dumneavoastră puteți închide ochii și să treceți peste istoria de 2000 de ani a Bisericii, care e necontestată
Eu am fost anul trecut, zice părintele Cleopa, în catacombele Romei și am văzut începutul picturii bizantine. Sunt picturi și icoane în secole 1, 2, 3 în catacombe. Că de acolo a pornit pictura bizantină. Catedralele de la Ravenna și de la Veneția, din Constantinopol și în atâtea locuri, făcute de Sfântul Constantin cel Mare, de Justinian și de alți împărați bizantini, sunt o mărturie peste veacuri. Puteți să ziceți că nu le-ați avut și dumneavoastră 1517 ani până când v-ați despărțit de catolici? Păi acum, atunci cum, dacă v-ați uitat rădăcina, să o uităm și noi? Cine își uită rădăcina, se usucă și piere, moare. Dumneavoastră trebuie să veniți înapoi la rădăcină. Va să zic că vreme de 1517 ani icoanele au fost bune în biserică și acum puteți închide ochii și să ziceți că biserica n-a avut icoane de la început, de când era în fașă. Uite, catedrale imense, numai în mozaicuri și aur, stau strajă și arată la toată lumea că biserica a fost împodobită cu icoane din primele secole. Și ce ați venit la mine, la un cioban, că mă întrebați ce studii am? Și așa mai departe, că au rămas uimiți de gândirea părintele Cleopa și zice mai departe, noi avem izvoare de la Sfinții Părinți, că noi nu mai cu noi nu mai gătești dacă începi, dar izvoarele cele curate, grâul cel fără de neghină și vinul cel fără de apă, la Sfinții Părinți le găsești. Citește, teologia noastră cea mai puternică a început în secolul 1 până în secolul 5. Acolo sunt izvoarele cele mai curate, din care se adapă toate cunoștințele teologice. Dar atunci, cum vedeți dumneavoastră ecumenismul și mișcarea ecumenică mondială, zice protestantul? Zice părintele Cleopa, este nevoie mai întâi de multă rugăciune, că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Ioan 15:5. Întâlnirile între biserici sunt bune, evanghelice, căci astfel creștinii se cunosc bine unii pe alții și încetează ura confesională, însă de aici până la unire este departe ca de la pământ la cer, căci nici o biserică neortodoxă nu va renunța la credința ei ca să vină la ortodoxie. Atunci, când credeți că se va împlini cuvântul Sfintei Evangheliei ca să fie pe pământ o turmă și un păstor, întreabă sectantul. Zice părintele Cleopa, când toate popoarele creștine și necreștine vor veni la adevărata credință ortodoxă în Dumnezeu, cel întreim e lăudat și preamărit, aceasta va fi numai la sfârșitul veacurilor, în felul în care numai singur Dumnezeu știe. Deci asta a punctat părintele Cleopa într-o intervenție de cuvântare cu niște protestanți. Dânsul făcea foarte mult misionarism împotriva sectarilor. Era chemat, doar eu n-am capacitatea lui, sunt un păcătos în comparație cu dânsul, dar nu în necunoștință, ci în a ține de minte citatele. Dânsul avea o minte foarte curată, stătuse mai mult la pustie decât mine și avea o viață sfântă care eu nu știu cum să-i mulțumesc Dumnezeu că l-am cunoscut și am stat în preajma Sfinției sale, dar mă numesc și eu un mic ucenic al dânsului și vreau să nu-l fac de râs niciodată. Aș vrea doar atât să punctez că mi-a povestit și unele lucruri din viața lui cât a stat la pustie și mi-a spus că într-o mărturisire că așa de taină, că numai i s-a arătat și Maica Domnului, a fost ispitit și de diavol, a făcut și pustie, adică s-a rugat câte 12 ore pe zi. Și după aia mai citea, mai scria. A stat cu părintele Arsenie Papaciu la pustie. După aia, după 9 ani și 7 luni, a venit iar în mănăstire și iar și-a continuat viața de duhovnic, pentru că era prigonit de ateiștii comuniști din timpurile acelea. Deci, la un moment dat, aș vrea să punctez câteva lucruri și în ziua de astăzi, adevărații creștini care se roagă mai din inimă, unii din ei chiar sunt prigoniți, mutați de colo-colo, plimbați, care nu e face cinste nouă, nu ne face cinste nouă că suntem toți călugări și ar trebui să mă ierte părintele dacă am ridicat unul la dânsul. Suntem frați într-un Hristos, creștini ortodoși, dânsul e preot de mir, am înțeles să fie sănătos cu toată familia dânsului. Și problema este să fim sănătoși cu toții și să fim să fim uniți, ortodoxi și mai ales, după cum am citit aici, de toate națiile, de toate, adică de toate patriile ortodoxe și de toți ortodoxii din creștini din toată lumea să fim uniți, pentru că numai unitatea înseamnă dragoste de Dumnezeu, dragoste de aproapele, iar dezbinarea ucide. Aș vrea să punctez și unele lucruri, să mă ierte prea fericitul părinte Daniel și cu tot sinodul ecumenic dacă am greșit cumva, considerând că știu prea multe sau nu știu. Eu sunt un smerit călugăr, nu am cunoștințele teologice la dogmă, adică la hârtie semnate,
minte, dar am trăit o viață de creștin și de călugăr cât s-a putut ca om. Cei care știu mai mult decât mine să mă învețe, dar cu smerenie, nu cu brutalitate, iar cei care au făcut mai puțin decât mine să dea Dumnezeu să facem toți numai binele, că așa este bine plăcut înaintea Tatălui Ceresc și a Maicii Domnului și a Sfinților Părinților noștri și a Sfinților Gerași Păzitorii noștri. Asta am avut de spus. Poate vreți să mai spuneți ceva, dacă vreți să încheiem sau... Vreau să întreb în încheiere o întrebare care a tot venit de la telespectatori. De ce este ortodoxia vânată astăzi? Creștin-ortodoxia? Păi, am mai spus, dar este foarte normal. Exact ce sunt în asentimentul părintelui, că aici n-ai cum în fața evidențelor și a dogmelor iei poziție de drepți. Fiindcă au dat-o Sfinții Părinți prin rugăciune, prin revelație și direct de la Dumnezeu. Ortodoxia ține o creștină, așa, ortodoxia creștină, ține legătura directă de la Hristos până în ziua de azi. Ce înseamnă asta? Adică capacitatea de a izvorâ Duhul Sfânt, pe care numai dacă ai linia aceasta a dogmelor neștirbită, pentru că s-au dat anateme în timpul sinoadelor, ca orice deviere să fie tot ce creierul s-a anatemizat, să iasă din biserică, să-și piardă capacitatea de a avea acest Duh Sfânt, numai la ortodoxie există această Sfintele Taine cu Duhul Sfânt, care se simte, se vede, a fost filmat un copil, v-am mai spus, botezat mic, un prunc la ruși, care a vorbit exact glosolalia apostolilor, foarte limpede până la sfârșitul zilei. Și a pierdut capacitatea, exact cum este și lumina de Ierusalim. Primele minute, 3 minute jumate, am înțeles că nu te arde. Eu am stat câteva secunde și n-am simțit, nu mă arde deloc. Asta se întâmplă la noi. Asta e Duhul Sfânt. De momentul în care tu ai prigonit biserica și ai otrăvit-o cu erezii și toți au semnat acolo, instantaneu a pierit Duhul Sfânt de la ei. Ce înseamnă asta? Ultimul bastion în calea implementării noi ordini mondiale și a guvernului satanic. Atât timp cât există ortodoxie și un singur ortodox, un singur episcop ortodox, puterea aceasta, acest flux de energie, de putere care vine la Dumnezeu pe planetă, această conștiință hristică neatinsă, neștirbită, va ține piept, exact ca în Stăpânul Inelor. Este acea lumină care ține pe... lupta dintre lumină și întuneric. Toți au pierdut-o. Până la noi, să nu uităm, catolicii, Roma a fost o patriarhie ortodoxă până în 1054. A fost 5 patriarhii ortodoxe. Și revenim. Deci era Constantinopol, Roma. Bine, ei spuneau în prima Roma, dar nu contează. Roma, Constantinopol, Ierusalimul, Antiohia și Alexandria. 5 patriarhii cu 5 jilțuri care și acum există la Constantinopol, în sala sinodului, din care în 1054 Roma s-a rupt. Patriarhie ortodoxă inițială, cum a fost în Roma, și a rămas 4 patriarhie ortodoxe. Deci ortodoxia, de fapt, a reprezentat la început singura formă de creștinism. Și odată picat Roma, a început să se dezechilibreze acea putere lăsată de Dumnezeu pe pământ, acea biserică. Și s-a rupt cât un pic, cât un pic din, ca un pom care se usucă, e tăiat o rădăcină, a început să se usuce. Până a picat toate ramurile. Și ramurile acestea, cum zice noi, ramurile ale bisericii, teoria ramurilor, așa se cheamă, este o erezie acum mai nouă, în care spun că și aceia sunt creștini, sunt ramuri. Nu, pe un ram odată rupt se usucă, nu mai este un ram al trupului Hristos, al bisericii. E uscat, a murit, nu mai există, nu mai are Duh Sfânt. Și nu trebuie noi să mergem spre aici, ei trebuie să se întoarcă la matrice, la originea rădăcini. Asta e ideea, din să se ocupe locul acela întâi, Roma, care a fost căzut. De aia v-am spus, au picat toate patriarhiile mari, adică toate au picat, au căzut, ori sub încălcarea calendarului, ori pascalia, ori dogma ecumenismului, dogma, teoria ramelor, toate astea care acum o să fie o navală, avatonul, deci acea rânduială a muntelui Athos, și ăla în curând, pentru că le-au dat bani împrumut Banca Mondială și a fost vă plac banii, v-ați făcut în mănăstire noi acum, monumente UNESCO, perfect, acum dați voie să intre și femeile, adică ia deveniți voi acum un fel de ONG, așa relaxat, să mergem și noi pe malul mării să ne stăm la plajă. Asta a fost calul troian. Vă dau împrumuturi, acum treceți în Uniunea Europeană. Asta se va întâmpla și sunt profeții cu muntele Athos. Știm că va veni acei dragoni care vor da foc la muntele Athos, au spus Sfinții Părinți. Paisie cel Mare a spus că va trebui fiecare călugăr de acolo la un moment dat să-și ia nura sa
Mantia să arunce pe apă, să urce pe mantie, să plutească împreună cu icoanele făcătoare de minuni, să se părăsească Atosul care va fi scufundat și pârjolit. Acesta va fi vremea. Părinte, dacă aceste profeții se știu, se vor întâmpla, care mai e rostul nostru? Să încercăm, există, sunt profeții negative. Și eu am spus, acele negative Dumnezeu întotdeauna deci, la ele... Ideea este să le putem schimba. Asta e ideea. Nu să stăm cu mâinile în sân, am aflat da, și acum da, așteptăm absolut. Să întâmple. Asta, știți care, când prorocul Iona a predicat în cetatea Ninive, că Dumnezeu a zis, du-te în Ninive și predică cetății că se... cu o voi dărâma așa, Ninive, din temerii. Da. Și el a predicat. Când a predicat, l-a luat în serios cei de acolo. Și Dumnezeu n-a mai dărâmat cetatea. El stătea, dormea sub un ienupăr. Ăla s-a uscat, dogorând soarele peste el, a zis, Doamne, dar ce, mi-ai luat și ienupărul ăsta de numai... Și de ce te mâni, Iona? Pentru un ienupăr te mâni, dar eu pentru cetatea Ninive, care constă în atâtea mii de suflete și mi-a fost milă de ea, crezi că te-am făcut proroc mincinos? Nu. M-am milostivit de ei că s-au pocăit. Deci toată, ca să schimbăm optica și, și felul de a gândi, cum zicea și părintele, trebuie să fim mai buni, mai blânzi, mai ajutori, nu să respectăm litera, Duhul, gata, Duhul da. Sfânt, să Duhul bunătății și a blândeții să existe între noi. Măcar între noi românii, măcar între aceeași credință, dacă nu putem să îmbrățișăm pe toată lumea. Și atunci Dumnezeu salvează și cetatea și poporul respectiv și îi dă și bunătăți, adică avem forța să schimbăm. Sigur că da, de noi depinde. Sufletul nostru, Dumnezeu e în arbitru, dar de noi depinde. Iar părintele Iustin Pârvu, el a avut o profeție. Acum să dea Dumnezeu să împlinească. A zis că vom ajunge forța a patra, cum am fost înainte în Europa. Să dea Dumnezeu. Țara cea mai nu putem să stăm cu mâinile acum să vedem, bineînțeles, trebuie să luptăm și noi și să până la urmă să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne întoarcem sigur, către că, credință. Să ne întoarcem către credință, în primul rând către Dumnezeu, către Biserica Ortodoxă și să facem după puterea noastră fapte, că nu putem, nici eu nu pot să fac faptul noastră, nici noastră puteți să postiți sau să vă rugați, că m-a rugat eu acum înainte. Acum Dumnezeu mi-a dat o boală, trebuie să mai mănânc, am mai slăbit un pic în credință. Dar Dumnezeu mi-a dat poate altă misiune și de asta vreau să tatonez, să văd unde ar fi drumul care s-ar potrivi persoanele mele, ca să nu deranjez anumiți oameni care sunt buni și nici să supăr pe cei buni și să îi îngădui pe cei răi, știți? Cam așa gândesc eu. Ca să nu să-mi găsesc drumul meu, știți? Și de asta am făcut o cerere la Prea Fericitul, nu știu dacă mai ține cont de dânsa, și la Prea Sfințitul Casian. Acum să vedem ce rânduiește Dumnezeu, că eu respect biserica care sunt, totuși cred și mă rog pentru biserica mea, nu am cum să zic că Sinodul 8 e în afara cutare, că nu s-a scris nimic acolo care ar fi abatere canonică, știți? Dar ne rugăm la Dumnezeu să lumineze pe ierarhii noștri, să fie numai bine. Da, și doar un alt sinod, spune ei. Doar un alt sinod poate să atace acest sinod. Să dea Dumnezeu să ieșim cu bine din situația asta, că suntem creștini ortodoxi și români și când auzim că acolo s-a întâmplat inundații, chiar mai ales în țara noastră și când suferim pe pielea noastră anumite neputințe, nu ne convine. Și asta numai Dumnezeu, care ține universul în palmă. Ați văzut icoana aia cu Maica Domnului și cu pruncul, ține universul în palmă. Deci îl arată pe Dumnezeu ca fiul al omului, dar Dumnezeu nu este o ființă mică și gingașă, ci este făcătorul cerului și al pământului. Poate să ne salveze, dacă vrea, și mecuța Domnului cu sfinții. Pentru dacă că sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu. Aș vrea să arăt o carte care o am de la Mănăstirea Sihăstria. Vedeți, aici este icoana cu corabia mântuirii, cu Maica Domnului și cu Mântuitorul care conduce corabia. Corabia este biserica ortodoxă. Niciodată, se spune până la sfârșitul veacului, această biserică nu va fi învinsă. Adică, poate să existe, cum vedem aici, apostolii și episcopii.
Deci noi dacă ascultăm de ei și ne rugăm pentru ei, ei vor fi iluminați să dea răspunsuri bune celor care se strâng cu el la sinod sau tuturor oamenilor. Trebuie să fim o conlucrare, nu să-i vorbim de rău, pentru că nu putem noi să fim acolo în locul lor, să luăm decizii, să zicem că totul a ieșit bine și noi dacă am fi locul lor, nu știu dacă am fi mai... face mai bine asta decât și ei. În biserică și în viața normală. Ispite sunt peste tot. Noi să fim optimiști, pentru că optimismul e foarte bun. Să fii și optimist și cu nădejde și nu credința, nădejde și dragoste sunt virtuții creștinești de bază. Niciodată să nu ne pierdem. Să te ajută acum. Da. Ai dreptate. Nu au ce să facă ierarhi. Deci îl cunosc pe părintele... vă spune ce? Fără ajutorul... creștinilor. Da. Uite, părintele la Bânceni, Longhin, pe care toți l-au vorbit de bine de rău. El inițial, să știți că nu era contra sinodului de la Creta. Chiar urma să fie invitat să vină și el acolo. Dar au ieșit tot poporul de acolo și toți ucrainenii și românii, l-au înconjurat și a spus, aproape cu riscul de a-l linșa, părinte episcop, noi suntem ortodoxi, ne apărați credința, că altfel nu pleci de aici, nu treci la Creta. Și sub presiunea poporului, el a anunțat pe Kiril, patriarhul Moscovei, și a spus, noi suntem obligați, ați înțeles, dacă și la noi în stradă are și lumea. Aș vrea să punctez un lucru, părinte. Când nu s-a dus, să vedeți cum lucrează alte forțe, când nu s-a dus Rusia cu Georgia la sinod, s-a dus papa la Georgia. Aici e chestia. Deci papa al nostru și se duce... Mă iertați, dar vedem aici să vedem... Nu știu dacă le-am zis diferențele dogmatice dintre Biserica Catolică și noi. Da. Păi, cum poți să zic că un om că e fără de greșeală sau că e locul țitorul lui Hristos pe pământ? Nu putea să-i oprească. Păi, ăsta e cu deci conducătorul de stat. Nu, bine, a fost o chestie politică și aici, politica. Înțelegeți? Deci bine ar fi fost ca toate bisericile să meargă la sinod. Asta e părerea mea. Că nu mai erau scindările astea acum și întrebările la atâția creștini. Că am văzut creștini simpli care își pun problema și nu mai are încredere nici în Preafericitul, nici în episcopul și nici în preotul care îl spovedește. Că nu mai are Duhul Sfânt. Dar de unde știi, l-ai cântărit-o pe Duhul Sfânt? Păi dacă nu mai e la el, nici la noi nu e. Adică cum e? Duhul Sfânt prima dată vine la Sfânta Liturghie. Se spune că când Sfânta Liturghie nu se va mai face, atunci va veni sfârșitul lumii. Pe cât timp la noi biserică se deschise să face procesiune, să face Sfânta Liturghie. Și știm bine că toate, mulțumim lui Dumnezeu până în prezent. Să dea Dumnezeu să nu vină alte timpuri în care creștinii să fie urmăriți, omorâți, cum s-a întâmplat în Siria, că de aia și rușii au intervenit acum acolo cu forță, pentru că au fost ani de-a rândul când creștinii erau omorâți, tăiați picioarele, gâtul și maicile chinuite și omorâte. Deci nu s-a mai putut. Până la urmă, ortodoxul rabdă, dar până la urmă trebuie să se apere. Nu mă iertați, acum iau pe apărare poporul rus, că a intervenit acolo, dar să echilibreze lucrurile. Acum Dumnezeu să ne pezească pe toți că... Se știe părșintele a intrat într-o mănăstire de ortodoxă de maici, s-a rugat Maicii Domnului și s-a rugat în ce fel? A rugat pe starița care era seara și când a ieșit la poartă, cea era cum pe cheile, nu avem să crede că era chiar Asad. Și l-a zis, lăsați-mă să mă rog, dar vă rog, nu lăsați pe nimeni să intre în biserică. S-a rugat și când a ieșit de acolo, Asad, care e musulman, dar noi știm că musulmanii, anumite facțiuni, au mare respect față de Maica Domnului. Da. S-a rugat Maicii Domnului și când a ieșit de acolo... Starița, dar ce s-a întâmplat? V-a rugat să nu lăsați pe nimeni. Am văzut o femeie care era acolo cu un copil în brațe. Și toți s-au înțepeit, au zis, a fost Maica Domnului. Nu că era el musulman, era președintele țării. El s-a rugat cumva la oricine, Allah, Dumnezeu, Maica Domnului, ajutați-mi poporul. Că pentru că el i-a lăsat pe ruși prin decret guvernamental, deci singurii care au intervenit acolo au fost rușii, care au venit ca aliați. Restul a venit neinvitați. El, în atât timp cât ești în la conducere, oficial, nimeni nu te-a dat la o parte, ești încă oficial, ai ambasadele, tot, tu ai dreptul să cheme pe oricine la tine în țară. Așa au venit rușii acolo, invitați de către Asad. Și uite care a reușit să salveze și Aleppo și pe toți, dar încă sunt manipulări, oamenii sunt spălați pe creier, cred că acolo s-au întâmplat nenorociri, dar nu ai cum, războiul aduce oricum nenorociri, indiferent cum, n-ai cum să faci o precizie de milimetru în care să atingi doar pe cei răi. Războiul oricum e un blestem și o nenorocire. Noi asta trebuie să evităm, se întâmple și la noi, că dacă s-ar fi rugat probabil Asad acum 10 ani în mănăstirea aia, poate nu mai apărea războiul.
Aici este ideea. Noi să apucăm să facem lucrurile acestea înainte de a veni prigoana cea mare. Cât mai putem. Da, Părinte, sigur că da. Suntem la finalul emisiunii. Da. Vreau să încheiem într-o notă puțin mai optimistă. Suntem la acum până dintre ani și aș vrea să încheiem într-o... dând încredere celor care se uită la noi. Da. Aș da voi, părintelui, că e mai vechi aici și să zică câteva cuvinte. Mai mult decât am spus, vă spun câteva secunde. Nu, cum până dintre ani? Părinte, știm foarte bine, noi creștini fiind și ortodoxi, cum pe între ani nu prea avem. Ne-am făcut anul bisericesc pe 1 septembrie, indictionul. Apoi a fost anul nou daci, pentru cei care sunt patrioși și daci, 28 noiembrie. O să mai fie anul nou ăsta chinezesc pe 28 februarie, dacă nu mă știu, 27 se închide, începe cocoșul, anul cocoșului. Deci, ce an nou, care an nou? Dacă e noi ca ruși, mă rog, m-am născut aici, dar sunt din familie de ruși, noi începem pe 7 ianuarie, trebuie să-mi pregătesc de cozonaci, că atunci când Crăciunul, vin frații mei ruși pe Valea Prahovei și trebuie să merg la artificii. Deci, care e anul nou, Doamne, iartă-mă? Deci, dacă ne gândim, an nou trebuie să fie în fiecare zi. Și acum, că și Părintele Cleopa nu spunea Hristos a înviat în fiecare zi, că așa pe mulții îi binecuvântam. Fiecare zi este o înviere, în fiecare zi este o naștere a Mântuitorului. Anul nou ca bilanț. Acum, există și asta. Un bilanț trebuie să-l facem. Pentru că, vrând nevrând, societatea în care trăim, sunt și instituții, bilanțul le faci vrând nevrând, că n-ai cum, este ANAF. Le faci și morale, fără să vrei, fără să te gândești, te zici așa, Doamne, de ce tocmai mie, tot cât am sunt și am agonisit, tot nu rămâne nimic, că trebuie să faci declarațiile acelea și de impozitare. Deci bilanțul trebuie să fie și moral. Nenorocirile îl fac cu pe un mai credincios. Îl obligă să ridice ochii către cer, că până atunci se uită la sarmale. Și normal, vedeți dumneavoastră că răul acesta, suferința, până la urmă, are o conotație pozitivă. Că dacă noi n-am fi forțați de necazuri și suferință, nu ne-am mai întrebat noi acum, n-am mai venit la emisiuni preoți să zicem rugați-vă, 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 cum spuneau Sfinții Părinți. N-am fi spus asta, te-am liniștiți, dar vedeți, nenorocire, suferința ne obligă să facem și bilanțuri morale. Și atunci spunem, acest an, ce s-a întâmplat anul acesta? Noi ne gândim în felul următor. Nu există profeții negative, sub nicio formă, pentru că ele, în primul rând, nu există și Apocalipsa, că vorbisem așa cu generalul Străinu. Apocalipsa este revelație. Evanghelia este veste bună. Hristos a spus ca poruncă, bucurați-vă pe un munte, deci un simbol autorității morale. Sinaiul e muntele Vechiul Testament, cu legile lui Moise, muntele fericilor, muntele noii legi a fericirilor. Deci noi avem legea fericirii, bucurați-vă. Sigur că există niște condiții. Cum să te bucuri? Te bucuri dacă faci lucruri bune și te vin rodul lor, când semeni fapte bune, te bucuri de roadele lor. Noi aici trebuie să facem o schimbare în modul nostru de a gândi. Să încercăm să fim mai puțin sălbatici și mai orientați către tot ce înseamnă lumină, Dumnezeu, credință. Nu putem singuri răzbate. Aici e o problemă. Chiar și la părintele, care este călugăr? Există o opște monahală, se ajută unii pe alții, se roagă unii pentru alții. Bun, e mănăstire, dar este un schit. Ieroschimonahul se roagă pentru monahi. Deci există niște planuri, să știți, întotdeauna ierarhie. Cineva trebuie să roage pentru tine. Există o ierarhie peste tot. Singur nu poți răzbate. Până și pusnicii, era Antonie cel Mare, care zicea, Doamne, singur nu mă văd aici deasupra norilor. Unde? Și uite cizmarul acelui mai mare ca tine. Deci întotdeauna există, să știți, o ierarhie și există oameni mai puternici și mai buni în taină care se roagă pentru noi. Să nu uităm că suntem o ființă colectivă totuși, suntem trupul lui Hristos, toți. Biserica lui Hristos este un organism viu. Fiecare dintre noi, mădulare fiind, dacă unul suferă și cade, suferă toți. Deci numai atât dacă avem gândul să avem grijă, să putem, dacă ne ridicăm noi, ne rugăm și pentru ceilalți. Să încercăm să ne ridicăm încet, încet, încet și cu ajutorul Dumnezeu, eu vă garantez, cuvânt de preot, cu 2000 de ani în spate de sfinți părinți și de profeții, vă spun cu toată autoritatea posibilă, nu există să se întâmple vreo nenorocire dacă se împlinesc aceste lucruri. Sunt mărturisiri și
cuvintele lui Hristos în primul rând. În primul rând Hristos. Ne mai vorbim de ce a spus Biserica 2000 de ani. Deci noi asta tot în rămâne și lași Părintelui cuvânt. Da, eu aș vrea să spun că la romani era un zeu Janus care avea două fețe, una în spate și una în se uita către răsărit, cum ar veni. Noi aș vrea să spun așa, să ne uităm la faptele care le-am făcut rele sau bune în anul care a trecut, ca să nu mai repetăm în anul viitor ceea ce am făcut rău și să alegem din faptele care le-am făcut bune și să facem în anul viitor numai cele ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu, a noastră înșine și a aproapele nostru și așa să ne ajute Dumnezeu să intrăm într-un an cu pace, cu bucurie, cu liniște, cu belșug și să fie un an îmbelșugat și să zică și călugării din mănăstire și bătrânii și copiii că e mai bine în țara noastră, e mai bine în lume. Amin. Eu zic totuși să nu uităm că trebuie să fim uniți. Cum toată lumea spune să fim mai buni, de asemenea să fim mai buni, mai iubitori, să lăsăm să fim iubiți. Nu știu, vă rog pe voi, cei de acasă, încercați totuși să mai stați prin țară, să reușim să răzbim aici. Nu e chiar așa nici pe afară prin țările astea străine. La început pare cu miere, după care nu e cu miere. Și vă spun din propria cazuistică. Altfel vă doresc tuturor un an, că e de la 1 ianuarie, că e de pe 28, Părinte. De la 1 ianuarie, Da, așa cum suntem obișnuiți și știți și dumneavoastră cei de acasă, de la 1 ianuarie, multă sănătate tuturor. Nu uitați, nu Dumnezeu dă boli, nu Dumnezeu ia sănătatea, nu Dumnezeu aduce necazurile, ni le facem noi singuri. Noi dăm voie. Cum noi am dat voie, cum zicea și dumneavoastră mai devreme, am deschis ușa, normal că ne-a intrat în casă și ne-a furat. Așa că dacă am dat voie, s-a întâmplat. Fiți mai încrezători în voi, în dumneavoastră. Și din partea mea, multă sănătate, spor să avem toți și să avem o țară mai bună și anul viitor. Am ajuns la finalul emisiunii. Ce pot să vă doresc pentru anul următor? Să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți peste toate. La mulți ani, ne vedem imediat după sărbători. La mulți ani, încă o dată. La mulți ani.